Sebastian, da. Cu toată sinceritatea, la primul tău podcast, ce s-a întâmplat în baie cu Ana? Deci noi ne-am mai văzut un pic, mai la un alergat prin cartier, mai la un măi Cristina, ce s-a întâmplat, măi ce o să fie pe televizor, ne facem de căcat, nu ne facem, o să fie bine, ci noi nu ne iubim, nu? Eu o măscareală ieftină și n-am ce să caut acolo, fără ego sau ceva, zic, bă, nu am de ce să merg acolo. Nici nu văzusem alte episoade, doar știam de la foste prietene și așa mai departe, că mai dădeau câte un scroll sau ceva, că era scandalul, plânsetul și no, acasă TV, varianta Antena 1. Ce îmi lipsește mie acum? Zic, îmi lipsește Cristina. Mă simt bine acum, mi-am pornit deja ceva care începe să producă curățenii. Bani, chiar făcuse multe curățenii. Și am sunat-o, i-am ștersese numărul de telefon. Și atunci mi-a răspuns, nu știu cine, și zic, a, ce faci, la zic, vrei să ne vedem? Ne-am văzut în seara respectivă, ea venea tocmai de la un date. Eu cumva am fost șocat, uite mă, că eu nu m-am gândit la alte femei în perioada respectivă. Atunci am întrebat-o eu în seara aia mașină, Cristina e la alegerea ta, dacă vei alege prospețimea a ceea ce trăiești acum sau dorești să intrăm din nou, cu da, dorești să intrăm din nou în profunzimea ceea ce am creat. Și am lăsat-o să-și ia decizia. A decis ce nu am reușit eu să-mi dau seama, pentru că nu eram suficient de matur emoțional atunci. A fost faptul că dacă eu m-am despărțit 2 luni de ea ca să-mi rezolv propria viață, era de la sine înțeles că eu nu iubeam cu adevărat. Pentru că eu cred că dacă iubești cu adevărat, nu te despari, nu-ți lasă plece. Nu poți să te despari, nu ai cum. A fi într-o relație cu un om care are nevoie de 2 luni să-și revină și o să vin eu, adică deja te vei descoperi pe tine în continuare sub o altă formă. Da, dar mie nu mi se pare fair, sincer. Față adică, de cine? Față de mine să mă întorc în acel loc. De câte meme-uri au fost cu tine și cu Oana în baie, da? Dar nu știu dacă ai văzut, văzut. Grupul ăla. Mie nu vine să cred ce se întâmplă, că tu știi ce ciudat e să te trezești memat? Adică toată viața dai like-uri la meme-uri și dintr-o dată tu ești mema. Și tu ești personajul principal. Nu vine să cred. Bă, uite, iubita asta de acum 4 ani de zile, ce relație destructivă. Hai înapoi vreo 2 zile să vedem ce se mai întâmplă pe acolo. Hai și pe acolo, hai și pe acolo, hai și în bar. Am luat 2 bilete în Barcelona, vrei să mergem? Și zic, băi, eu nu cunosc. Maica mea istă cu din alea, băi, copile, trafic de carne vie, tu nu știi ce te poți băga. Că i-am zis, mă duc și eu cu necunoscută, nu, a luat 2 bilete, zic, cum să nu mă duc? Și partea interesantă e că noi ne-am văzut în București, practic pentru prima dată, că la Brașov nu poți să zici că am prea socializat. Ai repetat experiența asta dacă te-ar suna producătorii și ți-ar spune, Sebastian, bine, tu acum ești într-o relație. A doua întrebări am, de fapt, te-ai duce cu iubita ta de acum la Insula Iubirii? Podcastul Discuții Tabu, pe care majoritatea fanilor Insula Iubirii l-au cerut de mai bine de 2 ani de zile de când a apărut emisiunea, iată că se petrece, avem mai multe premiere astăzi. În primul rând este pentru prima oară când invitatul nostru apare la un podcast. În al doilea rând este pentru prima dată de când există emisiunea Insula Iubirii, când un concurent și o ispită sunt față în față să vorbească despre experiențele în acest show și nu numai. Mădălina? Doamne, sunt atât de emoționată să am 2 masculi aici lângă mine, atât de... Unul ispită, unul... Tu ce ai fost? Tu ai fost... Concurent, dar ai fost... Stai, nu concurent, că știu că ai fost concurent. Ai fost cireașa de pe tort în sezonul în care ai fost tu? Că văd că toată lumea te așteaptă. Hai să-l prezentăm, deși nu mai are nevoie de nicio prezentare. Dar te rog, Sebastian. Ia. Cum ai prezentat? Concurent la Insula Iubirii, sezonul 6. Așa. Un om care mie foarte mult la tine mi-a plăcut faptul că te-am simțit ca pe un căutător al adevărului. Precum mine, am avut senzația că ești un om căruia îi place să spună despre el că se ocupă în viață cu înțelesul. Corect. E o prezentare frumoasă. Mulțumesc frumos. Ce mai faci? Pui de bine. Hai, noroc, bine aici. Ai venit la Discuții Tabu în primul rând. Astăzi ne permitem să dăm. M-au ispitit băieții ăștia doi. Noroc. Au un sânge în ispita. Fain aici la voi. Mulțumim, a se observa că, spre deosebire de tine, care nu știi cu astea, cu anul dragonului, cu nu știu ce, uite-te aici la Sebastian, exemplu. A venit cu un kimono modern, cu scris japonez, cred că e, nu pe el. Da, am căutat ce înseamnă, că de și multe ce înseamnă? Ceva... documente din guvern, nu știu, ceva dubios. Da, măcar nu scrie da, ceva. Sper că tu să nu fii dubios. E primul tău podcast, da? Primul podcast, am emoții, trebuie să recunosc și îmi place să recunosc că am emoții pentru că mă eliberez de ele. Dar emoțiile sunt foarte curios și Mădălina. Ce ați pregătit? Și Mădălina spunea că de-abia așteaptă să ne întrebe lucruri de Insula Iubirii, să știe ce se întâmplă acolo. Băi, apropo de asta, deci trebuie să recunosc în fața voastră, nu m-am uitat niciodată la Insula Iubirii, nu mă uit la televizor de peste 10 ani, cred.
Nu am vrut să mă documentez înainte să vii, deși m-a rugat Dinu să fac acest lucru, pentru că eu am lucrat foarte mulți ani în presă și știi, ziariștii cam au tendința să creioneze profilul unui personaj în funcție de apucăturile lor din cap sau în funcție de trăirile lor. Și nu aș fi vrut să citesc articolele sau descrierile altora. Am vrut să-mi fac o părere personală despre tine. Da. O să am timp într-o oră și ceva, plus că am și vorbit înainte puțin, să-mi creionez eu așa singură. Dinu mi te-a prezentat ca fiind un bărbat inteligent. Și prima mea întrebare este: ce a căutat un bărbat inteligent la Insula Iubirii? Pentru că acolo nu se întâmplă chiar multe lucruri inteligente, din câte știu eu. Da, mulțumesc în primul rând pentru compliment. Cu mare drag. Poate sunt inteligent, poate nu, rămâne de văzut. La Insula Iubirii am participat fără să-mi doresc, adică n-am căutat, nu m-am înscris, am fost căutați, ne-au atras, am zis ok, hai să vedem ce se întâmplă acolo. Cred că în viața asta, dacă nu zicem da la bătăile, la ușa ale universului, că universul de multe ori zice, băi, am ceva pentru tine, vrei să vii? Tu poți să fii amorțit într-o stare tristă acolo în pat pe Netflix și să zici, nu, n-am chef, eu sunt supărat. Sau whatever. Sau poți să-ți asumi că vrei să faci ceva, o schimbare, să înveți ceva nou despre tine. Eu eram foarte sigur pe relația mea. Pentru că, cu bune cu rele, chiar dacă a fost o relație destul de trăită în extreme, să zic așa, am avut încredere că am un partener cu care pot să dovedesc publicului că se poate să nu fii ispitit. Pe lângă asta, nu m-am uitat nici la organismul Insula Iubirii. Nu am știut cu ce să mănâncă, n-am știut ce la Bonfire, n-am știut nimic și mă incita gândul că nu știu ce se întâmplă acolo și doar va trebui să trăiesc. Și tu erai varianta masculină a lui Hannelore când ai ajuns la insulă, practic, pentru că așa s-a dus și ea fără să cunoască nimic, fără să vadă edițiile de dinainte. Știu că se uite foarte mulți fani ai Insulei la podcastul ăsta și îi salutăm și pe producător, cu care vreau să spun de la început că eu am avut o relație foarte bună, ca să nu existe niciun fel de discuție. Eu am mai explicat cum am ajuns acolo și astăzi trag din cauza asta, mă crezi? Deci, știi că eu sunt implicat în proiecte serioase, talk show-uri politice, lucruri cum de genul ăsta. Cum e viața ta? Tare interesant. Poezii și mai mă trezesc cu câte un comentariu de la când cuiva lui convine ce am scris. Vorbește ispita. Da. Vorbește ispita de la Insula Iubirii. Și la mine pe profil la fel te înjură. Ții cu ispita. Ce exemplu poate să fie acest băiat? În contextul în care, bine, eu știu că concurentele, de fapt, n-au știut că noi eram acolo. Faptul că deal-ul meu cu producătorii fusese să merg acolo în calitatea de psiholog. Da. Eu am vrut să văd cum se face un show de divertisment. Am vorbit cu producția, am spus că dacă au nevoie de expertiza mea în spatele camerelor, vreau, și au insistat să merg în formula asta acolo și să-mi fac treaba la testimoniale, să analizez relațiile, ceea ce am făcut, dar sigur că s-a pus această etichetă. Nici n-am stat foarte mult acolo, pentru că la un moment dat deja mă plictisisem. Da, dar tu te-ai dus să citești, să-ți dezvolți cultura, puteai să ieși mai mult pe teren, Da, bine, eu am chestia asta, știi, și în materie, că producătorii i-au insistat foarte mult să merg și îmi spuseră de la început. Eu am spus, mă, eu nu pot să stau de vorbă cu o femeie dacă nu simt o chimie cu ea, știi? Adică nu pot să fiu un actor. Și n-ai simțit chimie cu niciuna de acolo? Cu partenera lui cu care am mers acolo, a fost prima cu care m-am certat. Adică, o chimie dată la pe inversă. Să mă ia așa tare. Între noi nu se leagă nicio conversație, pentru că ea când a venit acolo... Era așa la fel de sigură ca și Sebastian, nu? De relație. N-aș spune că am simțit-o așa, însă mi s-a părut că ea a venit acolo cu un aer așa în care ea simțea că ce era în mintea ei, din punctul meu de vedere, că noi cele 10 ispite de acolo va trebui să ruim toate în jurul ei, să ne chinuim, să ne dăm în stambă, să o cucerim. Și la final ea să ne respingă pe toți și să spună la tine, uite cât de... Te pupăm, Cristina, apropo. Salutări, bine, nu știu dacă... no hate. Cred că o să te întreabă, o să te întrebe oamenii ce mai face Cristina, ea spune-ne mai... Chiar nu știu ce mai face, de ceva timp am încheiat așa legăturile cu ea. M-am văzut odată într-un club, ne-am salutat și cam atât. Ce drăguț. Dar voi când ați plecat de acolo, ați plecat separați, nu? Da, am plecat separați și am mai mult decât separați. Dar eu am crezut și când am ajuns acasă că pot să păstrez o relație, adică în sensul care, ok, ajungi acasă când era ianuarie, nu? Decembrie, spre final. În decembrie s-au încheiat filmările, în decembrie 2021. Mă rog, ești singur, începi și rumezi ce ai trăit, mă, stai un pic, ce am făcut, ce s-a întâmplat. De bine de rău, oricât de mult vrei tu să excluzi fostul partener din viața ta,
dacă ți-asumi un pic de curaj, îl mai iei la niște discuții să mai așezi un pic ce s-a întâmplat acolo. Și noi ne-am mai văzut un pic, mai la un alergat prin cartier, mai la măi Cristina ce s-a întâmplat, măi ce o să fie pe televizor. Ne facem de căcat, nu ne facem, o să fie bine. Ci, noi nu ne iubim, nu? A, bun. Deci au fost toate chestiile astea cât să așezăm terenul și să... No, fim cât de cât cu capul sus când apare chestia asta pe televizor, pentru că n-am știut ce urmează. Eu habar n-aveam, pentru că trăind acolo doar din perspectiva mea, care ea în general e destul de obiectivă și largă, acolo mi s-a redus strict pe, pe băi, eu ce valori am? Eu am început întrebări mari de parte de insula iubirii, adică eu păream ok acolo, că vorbeam cu stelele și că totul era bine și așa mai departe, dar în interiorul meu erau niște lupte seculare de a deveni bărbat, în primul rând, de am dat seama ce valori am, de am dat seama credința mea în ce direcție se duce, de am dat seama, vreau să fiu ce nu sunt, pentru că am văzut că se mai practica printre colegi pe acolo chestia asta și mă gândeam, zic, bă, ei de ce fac asta? Pentru că, logic, să mușamalizeze anumite chestii și să fie mai sau ok pe TV. Da, mă rog, aveau și am zis, bă, Sebastian au fost percepuți ca cei mai boemi de acolo, pentru că el era mai sfințea. Dar voi ați fost martorii unei scene foarte complexe la un moment dat, că despărțirea voastră s-a produs, țin minte, la un bonfire, când de ziua ta, chiar de ziua ta, era ziua ta acolo, nu? De ziua mea s-a despărțit de mine. Fost cel mai frumos cadou. Cel mai frumos de zi, cadou. Vrei să-ți dai seama ce cadou? De ziua lui îi oferă cadou. La libertate. Libertatea. Ce drăguț. Iar eu îmi doresc mult libertatea. Eu sunt născut în ziua tentației abandonului, în sensul în care eu oricând mă simt constrâns de orice situație sau experiența vieții mele, pot strânge foarte rapid jucăriile și să mă duc undeva unde simt eu că bate vântul. Da, pentru că de fapt cam ăsta e și scopul nostru pe pământ, nu? Să dobândim libertatea. Suveranitatea, libertatea, să nu mai trăim într-un sistem în care noi suntem obligați să facem anumite lucruri? Da, nu sunt de acord neapărat cu asta, în sensul în care scopul nostru general nu știu care e, dar cu siguranță există scop singular. Pentru mine, poate viața asta pe pământ să fie despre a dobândi o libertate cristalizată. Și fără să-i rănesc pe ceilalți, pentru că dacă tu vrei să te bați cu pumnii în piept că ești liber și ți-asumi libertatea și vrei să fii și familist, să ai și prieteni și așa mai departe, merge, dar este mult de muncă. Și asta e treaba mea. Ce e pentru tine libertatea? Pentru mine libertatea, asta e o întrebare grea, aș putea răspunde, cred că mai concret, peste vreo 20 de ani. Acum, în schimb, libertatea pentru mine e să fiu eu oricând cu oricine și să nu trebuiască să fac un compromis, indiferent de situație sau partenerul de conversație. Deci adică partenerii... să fii liber. Frate, dacă vreau să-ți spun o chestie, vreau să-ți o spun și fără să mă interpretez, fără să-mi creez un cerc social în care să pot să fiu liber. Muzica mea să fie liberă, relațiile să fie libere, privirile dintre oameni să găsesc libertate în ele, nu constrângeri și să-ți fugă privirea și... Păi, fix ce ziceam, aia. Noi practic avem toate măștile astea pe care le purtăm, sunt impuse într-un fel sau altul de societate, nu sunt ale noastre. Deci ai înțeles că partenerii noștri de la IT Exclusiv, da, pe care cărora le mulțumim pentru acest studio. Da. Foarte fain pentru montaj și vă rugăm să le dați follow pe pagina de Instagram și să-i căutați dacă aveți nevoie de soluții web design, web development, e-commerce, magazin online și multe altele. Deci trebuie să ne rezerve studio. Ai auzit, Andrei, da? Peste 20 de ani îl chemăm pe Sebastian din nou să ne spună ce a aflat el că e libertatea. Zic, credem că peste 20 de ani sunt integrat bine în ceea ce înseamnă informații și filtrez bine. Peste 20 de ani o să dau dume. Dar ești de acord că fiecare... Îți imaginez cum o să arate lumea peste 20 de ani? Adică mie îmi dă mindfuck chestia asta când mă gândesc peste la 20 de ani. Schimbat în ultimul... Nu prea poți să-ți imaginezi, cred că, ce se întâmplă peste 20 de ani. Poate când eram mici puteam să ne imaginăm, dar acum cred că se întâmplă atât de multe schimbări într-o secundă, încât pur și simplu nu mai poți să-ți faci o imagine așa, nici măcar generală, despre ce va fi peste 20 de ani. Da, eu am o credință. Unii ar zice conspiraționist, alții ar zice, mă rog, eu cred că în funcție de percepția pe care o adopt în viața asta și în funcție de intenția pe care mi-o pun, indiferent cum simt și unde, cam pe acolo o să mi se ducă realitatea. Unii ar zice, bă, nu, există o singură realitate și whatever. Eu tind să cred, asta îmi spune intuiția, nu îmi spune altceva sau cărțile, tind să cred că dacă eu cred acum în ținea mea că va veni războiul și mă documentez și aflu și mă sperie și mă hrănesc cu frica de război și așa mai departe, s-ar putea să-mi fie dat să trăiesc o astfel de realitate. Dacă, în schimb, mă gândesc că pot să aduc un bine în lume, să găsesc eu o formulă de compatibilitatea oamenilor sau whatever, ce film am eu în cap și așa mai departe, mă direcționez acolo, cred că îmi scad șansele de a trăi lucruri cu o vibrație joasă în realitatea mea care este mai înaltă. Categoric, adică categoric. Legea atracției, ce spui tu? Legea rezonanței, da. Ceea ce... Că te-am întrebat mai devreme. Nu mai știu ce întrebare voiam să pun. Păi atunci... Poate... A, cred că voiam să-l întreb dacă la final, când ai ieșit din show, ai
ți-ai dat seama că totuși a fost o experiență plăcută, pentru că ai descoperit, presupun, foarte multe lucruri despre tine pe care în pat la Netflix nu aveai cum să le descoperi. Nu stăteam neapărat în pat la Netflix. Bine, da. Metaforic vorbind, da. Că tu ai început discuția așa și poate pentru că ți s-a redat libertatea aia de care tu aveai nevoie fără să-ți dai seama. Universul puțin a forțat-o, poate, nu? A forțat-o, da. A forțat-o în sensul în care eu iubesc foarte mult oameni. Îmi plac toți oamenii. Nu știu, îi găsesc o simpatie pentru fiecare om. Și pentru tine ce simpatie ai? Cumva nu te cunosc suficient de bine, dar sunt convins nu că... Nu, pentru Dinu, pe mine. Pentru Dinu? Stai să-mi... Mă uita la el așa ce lila e el astăzi și... Așa? Da, ești fercheș. Cromatică sau ești fercheș, ești fercheș. Hai să vorbim despre insula iubirii, că după aia o să trecem la discuțiile profunde, care știu că te preocupă și pe tine, dar să o luăm așa, piramidal. Vreau să-mi spui cum a fost pentru tine, pentru că, așa cum ai spus mai devreme, voi ați fost căutați să mergeți acolo, da. Nu a fost intenția voastră să vă înscrieți, ați fost căutați de cineva din producție, da? Da. Care o cunoști, Cristina mi-a spus că a fost căutată. Da, a căutat-o pe Cristina, a întrebat-o dacă dorește să participe. Da, era persoană publică sau care era faza cu ea? Păi am înțeles că ei au și un organism de-asta. Of record de caută oamenii pe mai Facebook. Mai caută, am și eu. Nu mă căutaseră și pe mine. Nu adică nu e totul cu casting-uri ceva. Și așa mai departe. Uite, o muncă bună se face și așa, off the record. Mm-hmm. Și ea mi-a spus mie, hei, uite ce mi-au scris oamenii ăștia, dacă vrei să particip, zic, păi, na, no hate. Eu, acum îmi place Insula Iubirii maxim, pentru că am înțeles ce se întâmplă acolo și cât de deep e mecanismul ăsta. Dar înainte mă încadram în oamenii care priveau asta, sincer, asta eu priveam că ceva de genul, bă, eu o măscăreală ieftină și n-am ce să caut acolo, fără ego sau ceva. Zic, bă, nu am de ce să merg acolo. Nici nu văzusem alte episoade, doar știam de la foste prietene și așa mai departe, că mai dădeau câte un scroll sau ceva, că era scandalul, plânsetul și, nu, acasă TV, varianta Antena 1, în mintea mea. Nu te-a speriat când ai citit, nu dăm detalii din contract, că sunt toate pe NDA, deși unele au apărut în public când a fost un proces la ONDA, dar când ai citit contractul ăla, te-a speriat așa vreun pic? Nu absolut deloc, trăiesc un pic cam aerian viața asta, ar spune unii, de eu trăiesc intuitiv de fapt. Nu mi-amintesc mare brânză din contractul ăla, nici nu cred că l-am citit pe tot, pentru că mintea mea era deja blocată, axată pe alte chestii. Ce fac eu aici? De ce am atras chestia asta? Oare ce vrea să-mi spună? Contractul ăla pentru mine era doar, hai, mă rog, trecem peste. M-a speriat în schimb, acum am scăpat de contract, pot să vorbesc, m-a speriat în schimb momentul în care o plimbăm așa pe plajă strategic cu Oana și știam că există niște cadre finite de filmare și știam că după anumite porțiuni nu se mai filmează. Și cumva eu tot am dat așa ture, pac, 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 și la un dat am ieșit din cadrul de filmare cât să mă distrez și să mă bucur și eu de experiență așa cum simțeam că aveam nevoie să simt și că trăiesc. Dar cum te-ai bucurat? Stai că nu știu. M-am bucurat cum să m-am bucurat? Ca un adolescent în clasa... Adică s-a făcut sex asta? Nu, nici pe departe. Deci ca un adolescent în clasa a 10-a care își sărută o persoană care este okay, simpatică deci și, și bineînțeles că am și vrut să nu se vadă chestia asta pentru că mi-a plăcut să fiu cumva... Mă, nu vreau asta să... Vreau, o simt să o fac, dar, mă rog, și legat de contract, m-a speriat să... Dar încheie cu asta, stai, ulterior, că da. Ai ieșit din cadru și ce s-a întâmplat? Au venit să te... Nu, mi-am făcut treaba. Talentul, să zic așa, după care, după care m-am întors în cadrul de filmare și producătorii ne-au spus, mă rog, mie, că eu eram capul răutăților, mi-au spus că dacă se va mai repeta asta, ai citit contractul și zic, da, ce era? Păi era o sumă mare pe care trebuia să o plătesc și... Atunci am zis, îmi pare rău și am ar mai fi făcut fost cel mai scump sărut din viața ta. Dar voi să fost întrebarea pe nu? Care vrea să știe toată România. Sebastian, da. Cu toată sinceritatea, la primul tău podcast, ce s-a întâmplat în baie cu Oana? În baie cu Oana Monea nu o să spun niciodată ce s-a întâmplat. Nu pentru că s-ar fi întâmplat ceva, cum se speculează că... Dar știi că au fost multe comentarii. Toate mizerile, da, lasă oamenii să creadă ce vor ei. Important e ce în baia nu erau camere, eu. Da? Da, nu erau. Dar nu e, uite, pot să vă zic doar că nu e cazul să se gândească nimeni la lucruri deplasate și de prost gust, că așa cum m-au văzut și pe mine în emisiune și mi-au văzut cât de cât caracterul, la fel i-au văzut și ei caracterul și nu cred că e cazul să ne gândim la toate nebuniile. Dar cumva, ce s-a întâmplat acolo e chiar mișto și aș vrea să nu spun niciodată asta pentru că îmi place să existe curiozitatea asta a oamenilor și așa mai departe, iar eu să-mi păstrez acolo în sufletul meu experiența. La Cristina, nu cred că atunci când a văzut a zis că a fost mișto?
Măi, da, nu m-am gândit la ea. Asta vreau să te întreb. Nu m-am gândit la ea. Dar erau deja despărțiți? Nu știu, cred. Nu știu, parcă nu. Asta voia să te întreb. Tu când făceai anumite lucruri acolo, erai conștient de faptul că acele imagini vor ajunge dincolo, nu? Eu nu prea sunt atât de conștient pe cât par a fi. În sensul în care când mă angrenez în experiențe mișto, pline de trăiri și emoții, sunt una cu clipa. Și când stau doar în clipa care există, nu prea intervine mintea în gânduri. Să se gândească, da, băi, ăștia filmează, nu filmează. Și după filmează. Ce trăiesc, mai vin oameni și îmi zic, bă, ce zic, a, scuze, nu mi-am dat seama. Dar tot timpul vin cu sinceritatea mea și spun, uite, ce am făcut, ce s-a întâmplat, că oamenii după vor să creadă sau nu, e fix treaba lor. Asta e să înțeleg și eu, de ce venise cu Cristina, da? Vreau să-i pun o întrebare scurtă. Te-ai îndrăgostit acolo? Ai simțit că ai trăit o poveste de dragoste? Am simțit că am trăit o poveste de... Uite, nici nu... Adolescentină. Da, adolescentină. Să te îndrăgostești, Dinu, la, nu știu, vârsta asta, nu vreau să par bătrân, dar e mai profund. E altceva. Sebastian, necesită... tu te-ai dus acolo un om sigur pe relația ta, da? Da, evident, da, mi-am dat seama. Eu mi-am dat seama rapid că relația mea nu e chiar ce trebuie. Inclusiv din comportamentul fostei mele prietene, care, nu cu o atac sau ceva, dar vedeam că prea era cum m-am obișnuit eu acasă. Și inclusiv din trăirile mele și ceea ce simțeam că pot să încep să dezvolt față de o altă persoană. Mm-hmm. Și atunci, dacă am început să iau ce se întâmplă aici și ce se întâmplă aici, împreună cu valorile mele morale de a nu înșela, de a fi acolo și de a comunica înainte de orice, de a face orice alt rahat, zic, bă, ceva în mine nu e structurat. Eu sunt un haos de om și trebuie să-mi dau seama ce fac. Haos bizar. Da. Povestim și despre asta. Continuă. Și atunci am zis, zic, bun, știam, vedeam un val mare de emoții care o să-mi spargă tot ținele și zic, no, pregătește-te că o să doară tot ce vine aici. Și atunci, ce s-a întâmplat frumos pentru mine în Insula Iubirii a fost că ai văzut că eu am fost mult timp retras. Eu nu sunt neapărat retras, sunt ambivert de fel. Mă duc și în stânga și în dreapta, dar acolo nu îmi doream decât plajă, val și singur. Iar Oana a fost singura persoană pe care Dumnezeu mi-a adus-o acolo în emisiune cu un astfel de temperament și cu astfel de energie cât să nu mă deranjeze deloc și chiar să-mi și facă plăcere să fie lângă mine în momentele alea ciudate. Rezonai cu ea. Dar am rezonat în sensul în care nu era, în primul rând, era ea, așa ai cum era ea. Ai simțit că nu era o ispită, asta vreau să spun. Da, și plus că și ea se redescoperea în anumite privințe. Oana era acolo. Ispită în emisiune? Dar puteai să te uiți și tu la sezonul. Dar nu vreau să mă uit, îți dai seama. Dar Oana Mona era ispita cu care a... Plus că amândoi am fost acolo. Trăit. Nu, adică voiam să înțeleg altceva, voiam să înțeleg. El a spus că Cristina l-a părăsit, da? Adică, practic, cine a rupt relația voastră? Cristina, nu? Uite, cine a rupt-o verbalizând... Dar, pe de altă parte... Sunt două feluri de a rupt. Da, tu ai început să... Petrești timp cu Ana înainte ca această relație să fie... Mă, dați-mi voie, vă rog, un minut, că vreau să explic ceva pentru oameni, ca toți oamenii să înțeleagă despre ce e vorba în această emisiune. Tu te duci acolo cu un partener, după ce treci de un casting, de o discuție cu un psiholog, bănuiesc că ați făcut-o și voi, nu? Da, la noi a fost fast forward pentru că am fost mega simpatizați din prima. Și pentru că voi ați fost căutați, nu v-ați înscris la casting. Dar acolo tu te duci cu partenerul tău, cu care ai o relație de 3-4 ani, poți să mă opresc să mă contraiești oricând dacă simți că ceva nu spun bine. Nu, știu conceptul. Da, știu. Vreau să înțeleagă toată lumea. Tu ajungi acolo, da, și tu ești obișnuit cu partenerul ăla, v-ați obișnuit unul cu altul, vă cunoașteți reacțiile, sunteți acolo voi doi. Vă despărțiți, tu te duci între 10 pulărăi, între 10 bărbați, ea se duce între 10, el se duce între 10 femei. Și după aceea, acolo sunt joculețe, băuturi, alcool, distracție. Nu vine niciodată și asta chiar vreau să o spun pentru că eu n-am văzut asta. Poate există, cel puțin mie nu mi s-a întâmplat ca să vină producătorul să-ți spună acum trebuie să faci asta. Exact, și asta aș vrea să știe toată lumea că majoritatea întrebărilor au fost legate de... E fake sau nu, asta am primit sau nu, și eu, da. Eu, fiind parte din tot ce s-a întâmplat acolo și mă uitam la televizor, pentru mine era obvious că nu e nimic fake. Dar pentru alții, că știi cum e, dai niște lemne când ești natural. De lumea zice, hai mă, lași, asta e regizată. Dar tocmai că dacă găsești, de-aia e o întreagă structură în spate, dacă găsești oamenii potriviți să-i pui la un loc, băi, eu fac niște explozii. Păi despre asta, nu, băi, asta vreau să spun, că psihologic vorbind, dacă stăm să o luăm logic, orice om pe care îl iei și îl izolezi în ghilimele, că are 10 persoane lângă el, îl izolezi și îl bagi într-un cadru în care are și o presiune, are și distracție, oameni foarte diferiți, are și alcool în sânge,
are și plictiseală, are și dor, are și tot felul de emoții, bă, toate claie peste grămadă, e posibil ca el să scoată, să înceapă să scoată din umbrele lui sau din multe chestii corect, pe care el nu le poate corect, accepta în realitate, e, nu? Mai e o chestie, asta vreau să spun. După aia producătorii vin și pe fondul ăsta, uite, ne jucăm, nu poți să fii sălbatic, ne jucăm adevăr sau provocare, să spunem. Apasă da? Pe niște butoane. E, apar niște filmări, uite, în prima seară eu mi-amintesc că am primit o provocare să-i fac un lap dance unei concurente, iubita lui Rares Cerasela. Între noi n-a fost niciun fel de chimie acolo, dar în momentul în care montezi acele imagini, tu te duci la omul de pe cealaltă insulă, la iubitul ei și arăți, ia uite ce face iubita. Apeși butoanele, asta spun. Și în momentul ăla, el neavând posibilitatea să comunice cu tine, după 3 ani în care voi ați stat împreună, ați făcut tot împreună, 4 ani, 5 ani, nu știu, tu vii și-ți vezi partenerul într-o altă ipostază și vii și spui, opa, ăsta parcă nu e omul pe care îl cunosc eu. Și permite-mi să adaug o chestie. Tu cu o seară înainte, nu eu personal, dacă ai idee în emisiune, cu o seară înainte ai adevăr provocare, te distrezi pe acolo și primești provocarea să pupi pe gât o ispită. Și tu spui, bă, nu, nu fac asta. La, la, la. Ok, ți-ai sedat asta în cap, ți-ai asumat că tu cam așa ești. După care vezi în tableta respectivă că partenera ta face asta. Ajungi din nou pe insula ta și dintr-o dată zici, eu sunt prost, oare încep și apar îndoiel față de propriul tău mod de a fi. Chestia asta poate să, plus un pahar de ceva și alte buzigănii, poate să dea după aia o acțiune mult prea extra din partea ta când faci o chestie. Trebuie să te pup, nu că te pup, te și dansezi, te și așa și nu-mi dau seama că eu sunt prea te răzbuni, adică plecat. Într-un fel. Te răzbuni involuntar. Adică te gândești, bă, stai puțin, fata aia se distrează acolo așa și eu o să par... Ah, uite, cum a fost Alex, tu ai avut exemplu. Pe cineva, Alex, dar ai mai avut pe cineva la tine pe insulă și uite, chiar voiam să te întreb cum a fost pentru voi. Știi că din emisiune au ieșit, i-au scos pe Celia și pe Bogdan, da. Cred că-l chema, da? Da. Celia era o fată foarte simpatică, mulatră, dansatoare, o fată cu un vibe foarte bun, foarte îndrăgostită de partenerul ei. Eu am fost la date cu ea, am vorbit cu ea, mi-am dat seama că și eu vorbeam cu producătorii și off the record, le mai dezvăluiam niște lucruri, știi? Și le-am spus... Erai sifon, cum s-ar zice. Da, era sifon. Eram, da, pot să spun. Era sifon. Era sifon. Era sifon. Era dealul meu cu ei. Și... Nu era sifon, e un termen foarte ei voiau relativ. Detalii ca să știe ce butoane s-a apese. Nu mi-au cerut ei, eu le-am spus, pentru că am fost la date cu Celia și am vorbit cu ea, le-am spus ca psiholog, repede, le-am spus, fata asta, nu că noi, puteți să-i aduceți pe Leonardo DiCaprio aici, nu va face nimic, pentru că mi-am dat seama din discuția mea cu el că e foarte îndrăgostită. Pe de altă parte, ea se distra, dansa, se simțea bine, se juca. El, în schimb, stătea în cameră, plângea, nu mai mânca, pentru că așa s-a luat decizia la un moment dat să le propună să-l scoată, pentru că era deja problema, bă, sănătatea emoțională mai... Era deprimat, deja, intrase în depresie. Să-i mai ținem. Spune tu că tu erai acolo. Da, știi cum e, când poți să bați în retragere totală în emisiunea asta. Zici, bă, eu mă retrag, analizez și maxim discut așa stânga-dreapta, cât să nu parcă să închear degeaba. Dar ăla e momentul în care, din punctul meu de vedere, la fel ca și mine, el a fost chemat tot de experiența asta frumoasă a vieții, să învețe niște lucruri. Ei bine, tu când te afli pus în fața faptului, ți-ai asumat că se va întâmpla asta. Mai aduți încă o dată curajul de a îți învăța lecția, pentru că mai era chestia asta de... Se vedeau, el n-o chema pe ea la date că o plăcea. Și era frică. Așa că o chema pe cealaltă. Eu eram la modul, zic, bă, dacă fac asta, eu nu învăț nimic aici. Zic, bun, mi-am dat seama, eu simpatizez o persoană aici, cel mai corect față de mine... este să ies cu această persoană până mă descos cât de mult pot și eu să-mi aflu propriul adevăr. Și asupra ta. Da. Că până la urmă despre asta e despre asta e testul. Și ți-asum că poate să iasă lucruri, abar n-am, la televizor sau nu știu. Eu nu mă gândeam la asta. Din contră, cineva din producție mi-a spus la un moment dat că am zis, eu cum sunt? Zic, cum sunt eu pe aici? Că nu reușeam să îmi dau seama, să mă văd. Zic, crezi că o să fie ok? Că aveam și o întrebări. Zic, oare cum apar la televizor? Realizam ce se întâmplă și cât de mare e proiectul. Și mi-a spus că voi o să ai un mic grup de fani. Dar în rest, așteaptă-te la mult hate. Și acum mă gândesc, oare mi s-a spus chestia asta să mă influențeze? Să mă facă mai îngândura? Pentru că pe mine cum m-au văzut? E ca un radar. A început să bipie das, îngândura maxim. Păi când îl vezi că e confuz și îngândura și îți plimbă toată ziua și așa mai departe, ce faci? Apeși pe butoanele alea cât de mult poți. Normal, pentru că deja... sunt vulnerabil, apeși pe butoanele care știi că mă enervează. Dar uite, altă întrebare am eu. Cel puțin despre tine, că celelalte cupluri n-are sens să vorbim despre ele, că nu sunt aici. Tu, înainte să intri în această emisiune, cum era relația voastră? Adică, locuiați împreună, făceați toate lucrurile împreună, aveați ieșiri
separate în oraș. Pentru că e foarte important și ce fel vii tu ca model de relație. Dacă tu în relație ești un om liber, un om în care ai foarte mare încredere în partenerul tău și îl lași să-și desfășoare activitățile, exemplu, ieși cu băieții sau băieți și fete, care nu sunt neapărat din grupul tău sau nu ai tu treabă cu ei, da. Nu știu, adică în care celălalt are libertatea deplină de a-și trăi viața, evident, fără să rănească sau să înșele sau mai știu eu ce, cum înțelege fiecare, cred că e mai simplu să intri într-o casă ca asta, într-o emisiune ca asta. Eu am crezut că mă duc într-o chestie simplă, pentru că mi-am pus foarte multă bază în ceea ce sunt și în ceea ce am. Și da, dar cumva... ce fel era relația voastră înainte să intrați în emisiune? Asta întreb. Interesant la mine și cumva interesant acum, că atunci n-am putut să sesizez, atunci am văzut un bine când de fapt era un mai puțin bine, uh-huh. Era că relația noastră a fost, a fluctuat cu certuri, cu, mă rog, diverse. Locuiați în aceeași casă, nu? Locuiam parțial, din când în când, din când în când. Adică tot ne mai mutam, nu făceam pasul respectiv, dar vorbeam despre asta. Și eu am trăit un burnout. Lucram ca, mă rog, într-un departament de marketing, treabă, multe chestii, nimic nu mai mergea bine. La un moment dat am zis, bă, viața asta e efectiv de căcat. Cu prietena mă tot cert, la muncă stau peste program și tot nu ies treburile, pasiunile mele parcă urlă în mine că sunt mute, ceva nu era, coșuri, stres, tremurat, nu, era nașpa. Și am zis, bă, ok, eu trebuie să fac o schimbare. Și atunci m-am despărțit de prietena mea, mi-am dat demisia de la muncă și nu aveam niciun plan. Evident, mi-am făcut un credit înainte să-mi dau demisia, că am zis că profit de faptul că cineva îmi dă bani, mi-am luat niște bani deoparte, zic de banii ăștia, ceva trebuie să fac, pentru că eu nu mai pot să continui așa. Timp de 2 luni de zile după ce m-am despărțit de Cristina, cumva eu mi-am trăit viața, în sensul care mi-am pus la punct, mi-am gândit ce afacere aș vrea să fac, cum să-mi produc niște bani. Nu mă gândeam neapărat atât de mult la creșterea, mă gândeam doar că am fost destul de ignorant să plec atât de brusc, fără prea multe explicații. Uh-huh. Deși relația noastră avea bubele ei care semnalau că, bă, cam de asta se întrerupe. După 2 luni de zile, de-aia recomand tuturor să vă ascultați intuiția și pe lângă să vă ascultați, să o șlefuiți, pentru că e greu să ajungem la ea, e greu să ne aducem puterea asta în noi cu adevărat. E greu să eliminăm programele și tot ce se bagă în cap. Într-o seară, când eram acasă, am ajuns în pat. Și mă simțeam bine și zic, mă, ce-mi lipsește mie acum? Zic, îmi lipsește Cristina. Mă simt bine acum, mi-am pornit deja ceva care începe să producă curățenie. Bani, chiar făcuse multe curățenie. Și am sunat-o, i-am ștersese numărul de telefon. Și atunci mi-a răspuns, n-a știut cine. Și zic, a, ce faci, zic, vrei să ne vedem? Ne-am văzut în seara respectivă, ea venea tocmai de la un date. Eu cumva am fost șocat, uite mă, că eu nu m-am gândit la alte femei în perioada respectivă, am vrut doar să-mi refac viața mea. Fără alte persoane. Adică pur și simplu seama, să te recuperezi pe femeie fiind, a vrut și alți bărbați să vadă, să treacă peste în modul ei. Și cumva, de atunci am întrebat-o eu în seara aia în mașină, Cristina e la alegerea ta, dacă vei alege prospețimea a ceea ce trăiești acum sau dorești să intrăm din nou... Da, dorești să intrăm din nou în profunzimea a ceea ce am creat. Și am lăsat-o să-și ia decizia, a decis să reluăm relația. Relația noastră a fost timp de 2 luni de zile super. Și după 2 luni de zile am fost contactați. Deci când am fost contactat, relația mea era bine. O întrebare, avea bubele alea în spate și rănile și căptuși. Când s-a întâmplat asta? După ce s-a difuzat emisiunea? Sau nu, nu, asta deci înainte să ne-am intre. Despărțit, 2 luni am fost înainte să intre. Asta povestește, că asta e interesant, știi, pentru fiecare relație. De ce, de exemplu, că ai povestit de Celia și prietenul ei, ăla stătea depresiv și asta se distra. Ea fiind dansatoare, probabil pentru ea era normal să stea să aibă o viață activă, dar fără să înșele, dar el poate era genul pasiv, ca să zic așa, relație, care stătea mai mult în casă. El trăia pentru ea. Exact. Și pentru ea s-a și dus acolo. Oameni foarte faini. Deci asta e important, să subliniem faptul că acolo intră mai multe modele de relații. Adică nu... Toate cuplurile sunt identice, la modul geloși. Nu, acolo, stai puțin, intră mai multe modele de oameni, că au fost sezoane în care echipa de producție, nu asta, alta, că s-a schimbat, a adus oameni acolo care aveau un retard, da, din punct de vedere intelectual, special pentru că știau că oamenii își vor bate joc de ei și asta era show. Da, lăsând, vorbim strict de emisiunea în care ați fost voi, da? Mi se pare foarte interesant faptul că el totuși a fost mirat că relația lui, că știi ce am înțeles? Cristina scârție sau nu scârție, când uite, spune deci acum că ei fuseseră despărțiți înainte, adică el, știi, relația asta pe care le tot... Crezi în a doua șansă?
Nu, nu cred în a doua șansă. Tu crezi în a doua șansă? Da. Crezi în a doua șansă. Da, și vreau să și argumentez. Te rog, și după aceea mi-ar plăcea să argumentez și tu. Tu, Sebastian, nu cred că azi ești același om care erai acum 5 ani. Super. Pentru că dacă ai fi, ar însemna că n-ai evoluat, că stagnezi. Da. La fel, nici tu nu cred că ești același om care erai acum 10 ani. Cred că în momentul în care noi ne schimbăm și ajungem la un nivel de înțelepciune ca să ne conștientizăm greșelile trecutului și să putem să facem pace cu noi, cred că în momentul ăla ne putem da o a doua șansă dacă simțim că există ceva pe baza căruia să putem construi. Eu nu cred că un om care îți face ție un rău, îți face rău ăla pentru că vrea să-ți facă rău. Cred că atât poate el în momentul ăla, dar cred că cu toții în viață, nu cu toții, cei care ajungem, avem norocul, sunt puțini oameni, poate nu toți, într-adevăr, am generalizat, cred că oamenii sunt oameni care au norocul de a evolua. Și atunci când evoluezi, nu cred că a doua șansă e principiul ăla are încălzim ciorba, pentru că tu în momentul în care dai o a doua șansă, s-ar putea să nu dai partenerului cu care ai încheiat povestea. Ăla să fie un alt om, un om mai înțelept, un om care a învățat din greșelile. Sunt de acord cu tine în privința asta, dar... Eu am dat a doua șansă, și în prietenii, și în relații... Mă refer strict la relații. E o vorbă, dacă m-ai prostit odată, să-ți fie rușine. Dacă m-ai prostit de două ori, să-mi fie mie rușine. Da, nu vorbesc atât de profund. Mă refer strict la faptul că, de exemplu, dacă eu sunt într-o relație, dar cum vorbeai tu despre relația ta și la un moment dat se strică, se rupe, se... Îi dai a doua șansă. Eu am primit a doua șansă, dacă stai nu, să te gândești. Poate eu am primit-o, dar... Nu în aceeași ecuație, adică dau a doua șansă oamenilor să facă parte din viața mea, dar nu în relație. Adică știi ce, la ce mă refer? Poți să fii prietenul meu, putem să ne ajutăm o viață întreagă, dar nu mai poți să fii partenerul meu de viață. Pentru că, știi exact cum a zis Dinu, evoluezi. Eu nu vreau să mă întorc într-un trecut. Hai să aducem dragostea în discuție. Uite, da, dragostea, dar din dragoste poate să fie un prieten pe viață, nu neapărat un partener de trăit împreună. Ce nu am reușit eu să-mi dau seama, pentru că nu eram suficient de matur emoțional atunci, a fost faptul că dacă eu m-am despărțit două luni de ea ca să-mi rezolv propria viață, era de la sine înțeles că eu nu iubeam cu adevărat. Pentru că eu cred că dacă iubești cu adevărat... Nu te despargi, nu la să plece. Nu poți să te despargi, nu ai cum. Hai, asta zic. Eu, urmărindu-mi propriul interes de a mă pune bine la punct, doar mi-am căutat ulterior prietenul. Și apoi iubita. Dai voie și am omis pasiunea și faptul că, băi, stai, relația asta trebuie... O relație, Sebastian, mie așa îmi place, eu așa trăiesc. Trebuie să fie focoasă, trebuie să-ți placă. Pe lângă că e prietenul tău și este partenerul tău, femeia asta trebuie să... Trebuie să fie exact, să înflorească lângă tine, să te facă să vibrezi constant într-o energie bună. Eu nu aveam aia, dar aveam altceva ce oricum n-am avut în alte relații, și anume partnership. O dragoste ești bazată pe servicii. Am văzut ce înseamnă să știi să colaborezi cu un om, să vorbești planul de viitor, lucruri pe care eu nu le-am trăit în alte relații de ale mele. Da. Deci cumva relația cu Cristina a avut la bază, ca o lecție pentru mine, asta. Băi, uite cam cum trebuie să arate o relație pe viitor, din punct de vedere al comunicării, al parteneriatului, ce lipsește, evident, niște artificii, dacă se poate. Da, dar tu el fără lipsurile alea și cred că și ea, nu puteau forma un cuplu. Adică nu toată lumea e formată, uite, ca tine, pe prietenie, respect și iubire care vine din toate lucrurile astea frumoase, știi? Sunt foarte mulți oameni care sunt îndrăgostiți și vor să trăiască cu pasiune toată relația. În momentul în care pasiunea aia se stinge, ei uită de restul lucrurilor. Nu toți suntem formați la fel. Dă-mi voie o secundă că vreau să dau ceva din casă, că mi-am amintit acum o discuție care nu s-a dat la televizor, așa este. Mi-am amintit că vorbeam cu Cristina la un moment dat pe plajă și exact de povestea asta a voastră, ea atunci mi-a spus exact lucrul ăsta, că fiind în contextul ăla în care reevaluezi absolut toate amintirile și lucrurile tare din trecut, mi-a povestit de despărțirea asta a voastră și îmi spunea că asta nu înțelegea. De ce, dacă eu sunt partenera ta, de ce pentru ca să-ți pui viața în ordine mă dai la o parte în loc să mă lași să fiu lângă tine? Corect. Dintr-un singur motiv care a fost înțeles ulterior, și anume, atât de mult haos era în viața mea încât puteam să renunț și la mine. Și ca să nu fac asta, am ales să mă păstrez doar pe mine și să renunț la absolut tot. Și când zic absolut tot, mi-am reorganizat prieteniile, tot, dar știi cum,
frumoasă energie. Eu te înțeleg, dar... E tare ce am simțit. Da, dar e puțin egoist. De ce este egoist? Nu, nu, ascultă-mă. Nu, acum, egoist din punctul ei de vedere băgat, că ai văzut-o cum a pus problema. Nu, m-am băgat în garaj frumos, mi-am refăcut piulițele, mi-am făcut o revizie, un servis tehnic și am revenit. Exact, un bărbat în momentul în care simte că nu este ok cu viața lui, nu poate oferi ceva autentic. Și atunci, nici o femeie nu poate situații, fac asta. Sunt situații în care, ca bărbat, ai nevoie să-ți iei tu spațiu și timpul tău. Să spui tu viața în ordine singur, să înțelegi cine ești, ce vrei, ce-ți dorești de la relații și abia după aceea să te duci la o femeie pe care o iubești și să-i spui sunt aici în povestea asta. Dar pentru ca să poți să evoluezi, și eu mereu am crezut lucrul ăsta, în cuplu putem să construim în doi, dar ca să evoluezi, să te descoperi pe tine și să ajungi la înțelepciune, ai nevoie de singurătate. Asta nu o poți face în doi. O poți face decât în solitudine. Cunosc asta, Dinu, că eu de-aia am stat foarte mult timp singură. Am stat poate 9 ani de zile singură, fără relație, tocmai pentru a mă descoperi pe mine. Dar a fi într-o relație cu un om care are nevoie de 2 luni să-și revină și o să vin eu, adică deja îmi dă cu... Te vei descoperi pe tine în continuare sub o altă formă. Da, dar mie nu mi se pare fair. Sincer. Față, adică, de cine? Față de mine să mă întorc în acel loc. A, asta față de tine, da, dar... Față de el mi se pare foarte fair. Bravo. Dacă eu simt... Dar ți se pare mai fair să ascund asta, să iau cu mine bullshit-ul ăla și să te iau și pe tine deci de braț în bullshit-ul meu? Nu, deci mi se pare super corect. Meu, de ce să te trag în haosul meu? Doi misogini acum. Deci nu sunt misogini, suntem bărbați, așa trebuie să fie bărbați. Nu, acum m-ați enervat amândoi. Dacă suntem niște stâlpi și vrem să fim niște stâlpi emoționali, suportivi pentru voi, avem nevoie să facem curat. E o curățenie pe care de multe ori... Ok, dar de ce trebuie să o arunci din casă înainte să faci curat? Dar n-am aruncat pe nimic. Eu am fost cel care a plecat. Ba da, lăsat-o 2 luni de izbeliște. Da, ca să mă întorc o variantă mai bună, demnă de a fi în vrajma ei. Aruncă-mă haită și mă întorc liderul lupilor. Ai, uite mă, ce naiba. Deci... întâmpla. Stai, Madalina, că el nu i-a impus ei nimic, adică nu i-a spus stai 2 luni am și mă întorc. Am înțeles, dar tu ai spus că e corect ca bărbat. Și femeia are nevoie tot de singurătate să-și revină, că noi până la urmă suntem făcuți. Da? Suntem aceiași. Nu ar fi fost corect să am alte lucruri, să mă fi văzut cu femei, să fi avut într-adevăr niște interese ascunse. Dar așa când eu chiar mi-am urmat intuiția, băi, asta simt, uite, hei, fosta mea iubită de 2 luni n-am vorbit, uite ce mi s-a întâmplat. Ai dreptul să știi, îți explic, sunt dispus în continuare să mă întorc în această relație cu tine, dar merit să știi ce am trăit. Ți-am prezentat toate variantele, tot ce am trăit eu. Dar dacă în timpul ăsta, de exemplu, în care tu nu i-ai explicat ce se întâmplă cu tine, 2 luni de zile, ai aleșina prin casă în fiecare zi, de plâns, de dor, de jale. E lecția ei, are și ea nevoie să învețe chestiile astea. Gestionează singurătatea. Normal că se întoarce furioasă, normal că se... Pentru că fiecare om percepe lucrurile, dacă nu îi le explici, într-un mod personal. Să știi că sunt puțin de acord cu Madalina aici, îți spun și de ce. Sincer! Dar nu, sunt de acord cu afirmația se întoarce furioasă, pentru că eu cred că, deși categoric tu n-ai intenția asta, poți să creezi acolo un soi de rană de abandon, adică să persoana respectivă se simtă abandonată. Deși tu ai intenții nobile și spui nu vreau să-ți fac rău, vreau să fiu eu ok cu mine, să văd dacă pot să-ți ofer ceva, s-ar putea în momentul ăla persoana care ți-ar spune bun, da, eu sunt alături de tine în orice, să se simtă abandonată. La asta te referi? Da, și să-i apeși niște, okay, niște butoane, niște traume pe care ea poate le are nerezolvate total sau poate chiar nerezolvate că nu le-a întâlnit, și să-și pună 1 milion de întrebări, să sufere. Să... Adică eu n-aveam ce altceva de făcut, gândește-te așa. Ba da, bă, dai să-i explici. Eu așa aș face. Hai să agree to disagree, că nu vreau să dezbatem foarte mult subiectul ăsta, pentru că mai avem și alte chestii și vreau să-ți mai pun eu o întrebare și după aia o să las pe Madalina să mergem mai departe cu discuția în partea spirituală, ca să încheiem cu insula iubirii. Sunt convins că mulți oameni voiau să vadă dezbaterea asta și să dăm din casă. Vreau să-mi spui un lucru. Când s-a terminat experiența asta, noi am ajuns cu toții acasă. Au trecut niște luni, vreo 5-6 luni, până se difuzeze emisiunea. Când a început să se difuzeze emisiunea și a început, și sunt convins că s-a întâmplat asta, să ieși pe stradă, să te cunoască oamenii, să te salute, să ai ajuns la statutul de persoană publică, că tot am avut exemplu cu persoana publică. Cum ai perceput-o? Cum a fost pentru tine? Ai simțit? Cum s-a schimbat viața ta, de fapt, după ce s-a difuzat emisiunea? Nu am simțit nimic. Eu trăiam într-o lume paralelă cu mine, pentru că eram depresiv, eram anxios. Deci nu aveai altă relație? Când nu aveam altă relație, emisiunea. Nu, efectiv m-am dus către stilul ăsta kamikaze al meu de a mă autodistruge,
Pentru că am zis, bă, dacă totul e pe minus, băgăm minusuri să fie. Și cumva nu reușeam... Dar ce era pe minus atunci în viața ta? Totul, nu înțelegeam nimic. Cumva m-am întors, deci... Înainte să plec la Insula Iubirii... Voi ați ajuns acasă, da? Da. Tu ai plecat cu Oana într-un soi de... Deci noi vorbim, acum de momentul în care emisiunea este pe TV. Asta spuneai să o dau puțin înapoi. Ați ajuns acasă, ați plecat de acolo, te-ai despărțit de Cristina, tu ai plecat cu Oana într-un soi de relație de acolo. Nu am plecat într-un soi de relație, am plecat cu ea într-un soi de... Hei, sunt aici pentru tine și eu sunt aici pentru tine... Dacă ai nevoie să povestim, adică asta a fost de la noi, noi am stabilit asta de la început, fără să vorbim, din felul nostru de a fi ne-am dat seama. Acolo a fost o chimie între voi. A fost o chimie, dar a fost o chimie bazată pe simpatie și mai mult pe săracul de mine care nu reușeam să-mi gestionez stările și așa mai departe și săraca de ea care trebuia să vadă cum funcționează băiatul ăsta, hai să-l liniștesc un pic, că dacă e liniștit e simpatic, la la la. Adică ai simțit-o mă eu, ei, asta, dar, spui? Nu, și ea de altfel mi-a spus că până să vină la Insula Iubirii se simțea un pic robotizată în tot ce înseamnă profesionalist și așa mai departe și a uitat de tot ce înseamnă emoții de a trăi și așa mai departe și felul meu de a fi și felul ei de a fi, a dat naștere așa la o chestie prezent. Faină, da. Dar voi să fac o scurtă paranteză ca să nu ui subiectul. Te-ai uitat la următorul sezon, la sezonul 7? Da, m-am uitat. Unde a fost și Oana? Da, cum m-am uitat. S-a părut, ce s-a întâmplat acolo? Mi s-a părut, ea a fost de data asta profi și a făcut treaba ca o ispită. Și atât. Și cam atât, da. Și ca să închei cu asta, știi că a fost un scandal în care a fost implicată și Oana Monea, în care s-a pus problema că acolo a fost vorba de hărțuire sexuală, de abuz cu scena din cadă. Eu mi-am spus părerea despre asta, cine vrea o poate găsi. Voiam să te întreb cum vezi și tu lucrul ăsta care ai fost acolo. Ți se pare că producătorii ar fi trebuit să intervină la scena aia? Tu ai cunoscut-o pe Oana, ți se pare că a fost... Ea n-a spus că nu a fost confortabilă, dar au apărut diverse organizații care au spus că, bă, nu a fost ok ce s-a întâmplat acolo. Știi momentul cu mâna pusă, cum îl chema pe... Am uitat cum îl chema pe concurent. Mă rog, ți s-a părut că a fost o situație în care ar fi trebuit ca producția să intervină, să spună Nu mi se pare că ar fi trebuit să intervine să spună stop. Cum la urmă suntem pe un teren în care se știe de la început care sunt jucătorii și cum se joacă jocul ăsta. Da, intervine producția dacă omul chiar o ia pe arătură aiurea. În schimb, orice persoană de acolo are liberul arbitru să spune da, nu, stai sau așa mai departe. Și sunteți dar uneori vezi, adică... uite, că ai, nu știu cum e să fii ispită, dar vezi că uneori te angrenezi în teatru. Centralismul ăla ca să îl faci pe om să se îndrăgostească și așa mai departe și poate uneori, fără să vrei, permiți mai mult decât vrei, ți se pare ciudat că ai permis și ajungi într-un punct în care te simți incomod. Măi, au fost niște ispite văduvite pentru că eu știu cum au fost celelalte. La noi s-a schimbat producția, oamenii trebuie să știe lucrul ăsta. A fost o echipă nouă de producție. Da. Până la noi, din ce știu eu, echipa de producție era într-o coluziune cu ispitele, adică veneau și spuneau, fata asta care-i treaba cu ea, a vorbit cu prietena ei în cameră că-i place de tine, tu bagă-te pe ea, cumva ajuta producția. În schimb, nouă ne-au spus, și țin minte asta, vedeți că fiecare de aici are o poveste care trebuie descoperită, că pe toată lumea am adus cu un scop, multă baftă, succes! Și de asta, dacă mă întreb pe mine, sincer, sezonul ăsta care a fost al nostru, pentru mulți a fost perceput ca boring față de alte sezoane, pentru că n-ai mai avut niște ingrediente frumoase. Voice-over-ul care făcea povestea, adică naratorul care ți împacheta lucrurile astea, n-ai mai avut... Foarte mulți oameni au venit acolo doar de dragul de a se vedea la TV și de a face show. Dar poate a fost și ăsta un test, Dinu. Te rog că voie să intervii. Da, vreau să intervin spunând că a fost boring pentru categoria de oameni care s-au obișnuit cu țărănismul. Circu. Da, te cred că e boring, frate, pentru tine capul, să... Când intonare, umeri, poate și să mai fie boring să pui mintea la contribuție, să-ți dai seama de dedesubturile emoționale ale cuplurilor. Dar zic eu că pentru unii a fost atât de boring, dar pentru o altă clasă socială a fost un test mai foarte, foarte mișto să deguste puțin din toată psihologia asta de cupluri ce s-a întâmplat acolo. Asta zic, eu cred că a fost un test al televiziunii mai degrabă. Dar a fost un reușit, din punctul meu de vedere. Nu, adică poate au încercat și varianta fără circ. Asta e problema. Primele 5 sezoane l-au creat pe circ. Au adus de fiecare dată personaje care să creeze circul. Personaje, mă rog, cu
carențe intelectuale, cu alte lucruri. În sezonul ăsta, uite-te și la ispită. L-au adus pe Ali, care este medic, stomatolog, m-au adus pe mine, psiholog, au adus și s-a încercat altceva, repet. Da, medic, adică au adus și concurenți și ispite care au un alt nivel intelectual, care nu se urcă, nu-și pun fustele în cap, nu vorbesc. Și e mult mai tare când vezi că oamenii ăștia cu un statut au anumite reacții. Au carențele respective. Pentru că de multe ori, uite, și o femeie. S-a mai curat, mai... Da. Pentru că și o femeie sau un bărbat, dacă, de exemplu, ieși cu un bărbat care, cum ai spus tu, e medic, da? Și ăla face o gafă la care nu te aștepți să o facă, spui, mamă, și e medic, adică da. De la el ai alte așteptări. Dar oamenii nu știu da, că... Da, dar n-a mai ieșit bășpelia. Da, dar oamenii nu știu că inteligența emoțională nu are nicio treabă cu cartea. Înțelegi? Doamne, câte meme-uri au fost, apropo de bășcălie, câte meme-uri au fost cu tine și cu Oana în baie, da? Dar nu știu dacă ai văzut, grupul ăla. Mie nu vine să cred ce se întâmplă, că tu știi ce ciudat e să te trezești memat? Adică toată viața dai like-uri la meme-uri și dintr-o dată tu ești memat. Și tu ești personajul principal. Nu vine să cred, da? Uite, ce mi-a plăcut la mine, fără lipsă de modestie, că nu m-a dat așa pe spate să zic, băi, sunt persoană publică, merg altfel pe stradă acum, sau chiar nu simțeam, în schimb, apreciam oamenii care veneau la mine și stăteam la o poveste și vorbeam real de ce s-a întâmplat și așa mai departe. Acum, în schimb, uite, după 2 ani de zile, mă gândesc, mie îmi place marketingul și așa mai departe, mă gândesc, zic, băi, totuși, puteam să profit, dacă aș fi vrut să fiu așa, puteam să profit maxim de ce s-a întâmplat acolo. Nu era cazul la mine, pentru că mi-am urmărit misiunea personală. Am zis, băi, vreau să-mi învăț lecțiile mele, lasă ce zice lumea, că ești bun, ești bău, ești happy, ești frumos, ești trist, whatever. Nu mă interesează asta acum, culmea, că mă interesa foarte mult ce crede lumea despre mine. Am făcut terapie pe chestia asta, pentru că am crescut și în familia în care ce o să zică vecinul? Ce o să zică la ședința cu părinții? Ce o să zică vecinul? Whatever, știi? Și cumva venim valul ăsta așa spre mine de păreri. Am fost pus în situația în care a trebuit efectiv să renunț la așteptări și la ce cred ceilalți despre mine și să zic, bă, nu asta e important pentru mine acum, important e să văd cine sunt, ce vreau, ce parteneră, ce business, care pasiunea, ce înseamnă cuvântul ăsta, ce înseamnă compromis, Sebastian, ce înseamnă, ce dragă, se pare că ai trăit în bătaia vântului până acum. Și atunci m-am trezit în chestia asta în care m-am pus așa într-o centrifugă și la sfârșit a trebuit să ies o variantă mai bună a mea. Cum am și ieșit fără lipsă de modestie. Și acum mă bucur de toată chestia asta, mă bucur de podcastul ăsta, mă bucur să-mi dau seama că printre toți oamenii aia au fost și acel mic segment, într-adevăr, care au zis, bă, tu ești tare, bă, tu vorbești niște chestii mișto, bă, lecțiile tale de viață te-au adus în punctul în care ai avea ceva de spus, aș vrea să mai spui, aș vrea să mai fii în public. Și atunci am zis, bun, mie îmi place să vorbesc, îmi place să fac chestia asta, hai să fac ceva prin care să și ajut oamenii dacă pot. Din lecțiile mele, nu sunt perfect, nu cau să fiu, dar cu siguranță din tot ce am trăit până acum în viața mea, pot să ajut niște oameni cu o idee, cu o treabă, cât să-și facă și ei viața mai frumoasă, că și pe mine m-au ajutat alții la rândul lor. Eu te-am perceput ca un om foarte înțelept și în momentul în care mi-ai atras tu atenția și atunci ai zis că ar fi fain să vorbim, să ne vedem la o bere, a fost, nu știu dacă mai ții minte, discuția ta cu iubitul, nu mai știu cui, la un moment dat erați voi într-un soi de conflict acolo și tu, știi că ți-am povestit despre ce e vorba, dar nu mai știu, nu cu Rare și cu cine mai era pe acolo, aminte. Ispită de a ta, zici? Nu, pe insulă, erați la tine. Am fost pe în conflict, bine, conflict, am fost în conflict cu Alex. Cu Alex, așa, și la un moment dat i-ai vorbit tu foarte calm și i-ai ținut o lecție de psihologie, efectiv, și atunci ai zis, wow, foarte mișto. Era într-un soi de conflict și tipul ăsta puțin mai agresiv, mai așa, și Sebastian foarte calm i-a spus, uite, la un moment dat, în primul rând ei i-a tras atenția dacă se va mai întâmpla cu mine să faci, să dregi, te voi deranja și nu în sensul în care ne batem, dar o să fiu la fel de elegant cu tine, dar te va deranja foarte tare eleganța mea. Și mai departe i-a spus și în relația cu tine ai niște probleme. Uite, de exemplu, rânjetul ăsta al tău nu e rânjetul tău natural. Când te vei mai maturiza puțin, vei înțelege să râzi atunci când e cazul să râzi. Nu, atunci mi s-a părut că el a venit cu ideea de suntem cu toți o familie, fraților, hai, nu știu ce, și mă rog, eu eram acolo constrâns, mă durea inima, nu înțelegeam ce fac cu viața mea și să-mi zicea, bă, da, imaginile alea cu gacică ta, nașpa tare. Și zic, stai mă așa puțin, că vreau să înțeleg cine ești și de ce e atât de nașpa. Nașpa ce ai văzut la mine? Interesant. Uite, eu n-aș zice ce nașpa e la tine, că e nașpa și la tine, dar n-aș zice-o tocmai ca să nu te fac să te simți incomod. Că doar suntem o familie, cum spui că suntem. Era și când am văzut că omul era așa super shady, am zis, bă, prietene, ca să avem un parcurs ok aici, ignorăm-mă, cel mai bine, ne ignorăm, ca să ne ajungem la alte lucruri. Da, dar vezi, tu ai dat bine la TV, că dacă tot vorbești de Alex, el a fost cel mai, nu criticat, deci a ajuns în etapa aia în care oamenii l-au făcut pedofil, l-au...
se combinase fata cu care veni să avea 19 ani, dar se combinase cu ea când avea 16, la având 30 sau 32, 33. Mă rog, adică, treaba lor, dintre toți care au fost, el a fost cel mai... Nu comentez, nu e vorba de asta. Eu n-am nimic cu relația nimănui și niciodată nu m-aș băga într-o poveste pe care nu o cunosc. Dar el a... Știi că tu ai dat bine, adică tu ai fost simpatizat de către public. În schimb, au fost și alți concurenți, printre care și Alex, care au avut de pierdut pentru că au apărut aici. Da, mă, dar și-au asumat. Și-au luat un val de hate. Când ești bădăran și mai și semnalizezi, îți asumi ce se întâmplă după. Dar să revenim la oile noastre. Stai de să ce? Termine el cu asta. De ce ai ieșit de acolo? Ai de acolo? În depresie și de după ce aveai depresie? Că spusesei că te-ai întors la tine ăla perfectul și curat. Nu eram perfectul și curat. Stai. Păi când ai chemat-o pe Cristina înapoi... Hai să facem timeline. Unde suntem cu discuția? Când m-am întors din emisiune... Deci tu... Înainte să intri în emisiune, cu vreo o săptămână, două, trei, te întorsesei curat ca lacrima în viața Cristinei. Două luni înainte să intru în emisiune. Te întorsesei curat ca lacrima în viața Cristinei și Cristina în viața ta. Așa. V-ați dus în emisiune, s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Ce se întâmpla de fapt și înainte în relația voastră? Așa, da. Mai puțin sesizabil sau vrei să-ți spun eu ție acum? Nu, și v-ați despărțit și ai ieșit de acolo în ce stare? Nu are un... o denumire. Am ieșit de acolo într-un amalgam de emoții. Am ajuns acasă. Acasă, micul meu business nu mai era cum credeam. Închiriam meu apartament în regim hotelier, mă rog. Lucru pe care îl fac și acum. Nu știam ce se întâmplă. Prietenii îmi spuneau că sunt diferit. Cine vrea să meargă în Brașov, doctor Das. Asta voia să și îl găsi și în casă. Prietenii îmi spuneau că sunt diferit, în sensul în care sunt mai humble, că mi s-au cam tăiat din fițe, că înainte, vezi, doamne, mai aveam eu fițe și eram prea erai extra. Erai mai smerit acum. Așa să zicem. Plecat. Și acum eram mai serios așa. S-au dus din fițe când ai ajuns vedetă, culmea. Dacă zici, da, pentru nu știu. Pentru că am înțeles lucruri despre el, a explicat. Am avut misiunea asta acolo, dar fost nașpa. Efectiv, când am ajuns acasă. Știi cum e? Când vezi că totul e trist și e negru, eu cel puțin, na, fiecare gestionează tristețea cum vrea. Cere ajutor, nu cer. Mie îmi place când e tristețe mult în jurul meu, din păcate, dar acum nu mai am tristețe în jur și nici nu o să mai am. Atunci cel puțin am zis că vreau mai multă tristețe. Să vezi până unde vreau poți să duci. Vreau să vă maxim. Ce mă doare acum este atât de tare mă doare încât mi se pare că sunt imun. Sunt imun la durere. Uh-huh. Așa că puțin vreau să doară, frate. Ce facem atunci? Ia, ce-am mai iubit bice, în viața asta? Săbi. Ia uite, iubita asta de acum 4 ani de zile, ce relație destructivă. Hai înapoi vreo 2 zile să vedem ce se mai întâmplă pe acolo. Hai și pe acolo, hai și pe acolo, hai și în baruri. Adică te-ai întors puțin în trecutul tău? M-am întors în toate trecuturile mele într-o perioadă foarte scurtă de timp. Făceam efectiv schimb de energie. Efectiv mi-am zis, bă, sunt un om mizerabil, nu știu să fac nimic, eu n-am valori, eu n-am... Ăla era limbajul meu interior, din păcate, atunci. Uh-huh. Pentru că nu găseam lumină, nu era lumină și dacă tot era întuneric, trebuia să-l accept și să-l îmbrățișez și atunci deci zic, vină tata aici. Te duci în haos, te... Mă duc cu totul. Scufunzi. Deci ești omul extremelor, da? Să se înțeleagă. Da. Basta e în lumină, lumină, basta e în întuneric, da? Am fost. Adică acum ai găsit echilibru între lumină și întuneric, yin și yang, l-ai echilibrat? Un echilibru. Stai, o secundă. Acum cred că putem chiar să trecem pe bune la partea de spiritualitate și de evoluție din podcastul ăsta, pentru că Mădălina te-a întrebat foarte frumos, dar vreau să clarific eu. Ai fost în haosul ăsta după ce s-a terminat emisiunea, filmarea, toată perioada asta. Cum ai regăsit lumina? Și când? Pentru că asta poate după fi o lecție timp? Pentru toți cei care după cât timp? Mă, o să sune pueril. Unii o să zică că e de prost gust, alții o să zică, mamă, ce tare. Eu mi-am făcut o listă pentru că când era emisiunea pe TV primeam foarte multe mesaje de la fete. Și fete chiar mega mișto. Mi-a sărit așa. Și-a agățat cu insula între noi, Mădălina n-au de-aia. Agățat cu insula iubirii. Băi, mi-a sărit într-o dată foarte mult. Și înainte am avut femei frumoase. Ascultă-mă puțin, mi-am făcut o listă cu fete. Pare rău pentru cine o să aud acum asta despre mine. Nu e ceva ce mă reprezint în prezent, dar este ceva ceea ce am fost ca să ajung să fiu ce sunt acum. Uh-huh. Și mi-am făcut o listă în care în fiecare weekend chemam câte o tipă la mine, nu stăteam, că erau din București, din Ploiești, din peste tot. Zic, băi, hai la munte, la mine. Aer curat. Da, mă mutasem într-o locație. Prospețime, cum îi place lui. Eu eram, eram toxicitatea pe două persoane. Mușamalizat așa într-o chestie de zâmbet și totul bine, dar eu eram pe interior mega distrus și eram te luam în distrugere cu mine. Paranteză, ai descoperit rângetul lui Alex din emisiune la tine cumva?
Nu, al meu era autentic, adică efectiv... Păi nu, ai spus că zâmbeai, dar da. În interior erai toxicitatea... Era zâmbetul meu de vibrație joasă, da, uh-huh. Era al meu, cu siguranță, nu zâmbeam, nu aveam o mască, eram doar un om care era într-o concordanță perfectă cu vibrații joase. Și atunci, că m-ați întrebat cum am ajuns din nou la lumină, în lista mea de fete cu care să mă distrez și să-mi umplu timpul pentru că să stau singur era groaznic... Dar e pe bune la propriu o listă? Da, serios, am avut agendă. Da, pentru că am zis, știi ceva? Cu date, nu? Le-ai pus de la asta început. Că tot m-ai întrebat tu dacă am profitat vreo secundă de faimă și așa mai departe. Am zis, bă, fraier să fiu. Zic, uite, tată, burlăcia, de aici o să stau până când vine și ceva în viața Lumină. Mea. Întâmplarea face că să vezi cum sunt testele vieții. Îmi pare rău, dacă știam, te puneam să aduci lista, să arătăm așa. Dar nu era, să știi, erau 4 fete pe listă. Deci mare era... agenda ce ai scos pentru 4 femei. Hai, frate, că le poți ține minte. Da, dar știi de ce n-au fost, știi de ce n-a continuat agenda? Pentru că... A apărut această da, fată. Da, imediat. A câta fată dintre cele 4 a fost? A fost prima fată care a venit la mine. Ah, ok, bravo. Bine, din afara Brașovului. Mă rog, irelevant. Și... Stai puțin, deci lista era mai mare. Alea 4 erau doar din afara Brașovului. Da, din afara Brașovului. Că alea din Brașov n-aveau nevoie de listă, că se vedea cu ele... Într-adevăr. Constant, da. Hai să nu ne pierdem. Las-o pe asta. Nu era asta. Așa, ideea. Și apare această fată apare care această era prima fată pe listă. Care, da, care efectiv a venit... Ea a luat a luat avionul din Cluj la București. De la București a luat Uber-ul până în Brașov. A venit, eu lucram la Radio Brașov atunci, mă angajasem acolo. A venit, ne-am văzut o oră și jumătate, am mâncat o ciorbă în oraș. După o oră și jumătate mi-am dat seama că nu am nimic în comun cu persoana asta și n-avem whatever. Cumva mi-a plăcut, dar în același timp zic, bă, planul meu. Îți plăcea vibe-ul. Da, ce? Că până la urmă asta mi-am și propus. Nu mă opresc la nimic plăcut, că n-am de ce. Că mie nu-mi place nimic. Adică în capul meu și tot cum era... cum i-ai zis? Gata, ai timpul să pleci? Sau cum? Păi am intrat la radio, după care ea s-a dus înapoi cu un Uber până în Cluj. Ulterior am primit un tort de la ea. La Radio Brașov. Un Uber din Brașov în Cluj. Da. Deci ce toată chestia asta pentru ea a fost... Eu n-am sesizat atunci că, mamă, ce efort. Dar, e efort și financiar, în primul rând. E și partenera mea din prezent, Andreea. Foarte drăguț. Ea m-a super... Exact în momentul ăsta ce l-ai văzut tu cu Alex la televizor, în care i-am spus eu lui de eleganță și whatever, asta a auzit ea pe TV și a zis, mamă, ce tare. Trebuie să-i scriu. Și a zis, mă, hai să scriu. Dar și cum te-a abordat. Da, e interesant. Aveam eu o chestie pe Instagram. Da, aveam o chestie, aveam eu un pop-up din ăla pe Instagram în care am scris voi pe unde lucrați. Uh-huh. Și ea mi-a scris că și ea a lucrat la radio. Asta a fost tot. Și zic, ce tare, Radio Cluj, Radio Brașov, whatever, nu știu ce. După care mi-a zis, cum ești în perioada asta? Te simți ok? Că emisiunea încă rula. Și zic, eu normal că ziceam, sunt bine, tot ok, deși ea simțea. Dar și eu îi simțeam energia de la distanță. Uh-huh. Și cumva mă deranja că simt chestii pentru că nu era voie. În mine trebuia să nu se simtă nimic și să se execute treabă de băiat burlac. Și atunci ea mi-a zis, uite, eu n-am ieșit de mult din țară, iar ție ți-ar prinde bine o vacanță. Am luat două bilete în Barcelona, vrei să mergem? Și zic, băi, eu nu cunosc. Maica mea istă cu din alea, băi, copile, trafic de carne vie, tu nu știi ce te poți băga. Că i-am zis, mă duc și eu cu necunoscută. Nu, a luat două bilete, zic, cum să nu mă duc? Și... Partea interesantă e că noi ne-am văzut în București, practic pentru prima dată, că la Brașov nu poți să zici că am prea socializat. Și ne-am văzut în București la hotel, unde aveam plecarea undeva la 7 dimineața, trebuia să plecăm spre aeroport. La hotel îți dai seama, testul adevărului, nu? Până la 6 dimineața vedem dacă suntem compatibili pentru excursia ce urmează să o avem sau nu. Tu mi-ai spus mie care povestea câte și zile chiar era? Voiam să te întreb, stai o secundă, chiar voiam să te întreb dacă ești de acord să-mi o spui așa frumos cum e îmbrăcat-o mie. O să păstrez anumite chestii pentru intimitatea relației, îți dai seama, dar pot să zic că la hotel acolo am simțit că trăiesc și mă deranja asta, pentru că în kamikazele meu de a mă autodistruge, era, ăla, da. Era de ce trăiesc? Ego, adevăr, a fost foarte ego-ul. Frumos la hotel. Ne-am dus în Barcelona. În Barcelona s-au întâmplat vrute și nevrute. Efectiv, nu pot să redau. Știu că sunt discuții tabu aici, dar în continuare îmi place să păstrez intimitatea relației, pentru că nu sunt singurul implicat în cele întâmplate. A fost magic, haos, cu numai nimerea ușa la hotel în cameră, eram haosați, am râs foarte mult, am distrat. Era un alt fel de haos. Era un alt fel de haos. Haos plăcut, mult. Da? Da, eu eram grasul XXL pe plajă, ea era Delia, vedeam lumini care veneau spre noi și ziceam, uite ce fain, avem reflectoare pe scenă, era poliția care ne spunea să plecăm de acolo, ne-am plecat doar 20 de metri că tot uitam, mă rog, știi cum e, uneori realitatea poate să fie alterată de fel și fel de lucruri, dar am ajuns acasă din Barcelona atât de trist.
dacă mă aude acum, da, știe. Am ajuns atât de trist pentru că mă gândeam, bă, mă îndrăgostesc acum, că eu nu pot, zic, sunt jalnic, pot să distrug un om. N-am dreptul să iubesc pe cineva, că eu nu mă iubesc pe mine. Și, mă rog, după încă câteva întâlniri și așa mai departe, așa era. Da, el era într-o perioadă de autodistrugere. Ea ființă pură, nu bea, nu fumează, nu alcool, nu, efectiv, o puritate, la 5 dimineața era plină de energie. Da, zic, băi, nu știu dacă vrei tu să vii aici la mine. Și lumina despre care m-ați întrebat voi, s-a aprins. A venit într-o seară în care beam pălincă la mine pe terasă și cu plânsete, nu era fain. Dar mă rog, m-am uitat așa la cer. Doctor Dasie e un tradiționalist, nu cu iagăr, nu pălincă. Nu, pălincă, tată, bună, dacă se poate. Dar care dă cu lacrimi. M-am uitat așa la cer și țin minte că am zis, Doamne, ce vrei tu de la mine acum? De ce fata asta? Pentru că ea, având și un copil, mă gândeam, zic, măi, ce, asta vreau eu, o astfel de relație să intru acum? Deși inima spunea că, hei, this is the next lesson, doar că trebuia eu să-mi asum că sunt pregătit. Și atunci m-am uitat la cer și am zis, Doamne, dacă Tu vrei asta pentru mine, eu mă bag cu toată puterea care mi-a mai rămas și mă bag cu tot ce am și chiar așa am și făcut. Uh-huh. Și ea cumva, că și ea, îți dai seama, săraca, conștientiza că se bagă într-o chestie posibil destructivă. Nu e chiar ușor, mai ales când e vorba și de un copil. Da, și cumva, ușor, ușor, am ajuns să trăiesc, uite, o relație, relația pe care o am în prezent, e compusă din toate lecțiile relațiilor mele anterioare și s-a adăugat exact ce mi-a lipsit în emisiune, și anume pasiunea. Îmi dai voie să-mi spun și eu părerea, că eu v-am văzut pe voi ca familie, dacă pot să spun așa, am fost la voi acasă și m-a impresionat lucrul ăsta, în primul rând pentru că ea e mai mare decât tine, da. A venit și cu un copil și când l-am văzut pe el atât de implicat și în relația cu copilul și în relația cu ea, m-a impresionat maturitatea lui din punctul ăsta de vedere, pentru că se referea, spunea, copil, puștul meu, maturitate pe care de altfel a câștigat-o prin muncă. S-au mutat într-o casă mai mare pentru ca să... S-a mutat ea din Cluj la Brașov? Da. Ce frumos. Da, și după aia s-au mutat... Scuze, știi cum a fost asta? Eu cu libertatea, da? Nu prea mă găsești pe mine... E greu să mă pui în casă cu tine. La fileu acum. Da, și îmi spune... Mă rog, ea tot făcea drumul ăsta, noi tot făceam drumul Cluj. Era obositor. Deja de câteva luni bune, dar îți dai seama că eu nu mă gândeam, zic, bă, nu vreau să stau acum în casă cu ei, zic, încă nu sunt eu ok, zic, nu vreau să stric educația unui copil, zic. Are ea la grădii, da, sau cum era copilul? La grădii, da, 6 anișori. Ce drăguț! Și cumva, la un moment dat, ea mi-a spus atât. Sebastian, te înțeleg foarte bine, înțeleg prin ce treci. Dacă tu vei simți să-mi spui că vrei să facem acest pas peste 2 ani, 3 ani, eu te înțeleg și sunt alături de tine. Și zic, mamă, mulțumesc mult că spui chestia asta. Cu câți ani e mai mare? Cu 7 ani. Uh-huh. Zic, mulțumesc mult că spui chestia asta, zic, contează foarte mult pentru mine. M-am culcat atât de bine știind că peste pot să fac asta când vreau peste eu. Peste 5 ani, da, să fie okay, sunt okay. Nu sunt presat. În alte relații eram presat de N subiecte. Uh-huh. Și a doua zi am sunat-o și am spus, hai să ne mutăm. Pentru că am realizat că timpul pe care l-aș aloca pauzei de a face chestia asta, e doar lipsă de curaj. Că până la urmă tot acolo ajung. Și zic, bă, de ce să sau mai poate stau? Poate nu mai ajungi, că dacă coaie, lălăi așa... Da. Spui așa, suntem nu, dar lălăiala asta de multe ori strică, din. Și mi-am luat, atunci mi-am luat energia mea, energia mea masculină atunci a apărut. Am cu cine să locuiesc. Da? Atunci. Și ți-ai descoperit? Da, dar uite și ea, vezi, ea venea dintr-o ea era, a trăit 14 ani într-o relație de căsnicie în care ea a fost într-o energie masculină totală. Adică ea era... Da, pentru că cred că de fapt e foarte important să cunoști ambele variante. Da. Pe tine ca om, într-o energie total masculină sau feminină, n-ai cum să fii chiar total, că există acolo un procentaj oricât de mic din feminin sau din masculin. Dar ideea e să te cunoști într-atât de bine încât să ajungi la echilibrul ăla dintre feminin, masculin și la tot ce înseamnă întuneric și lumină. Că practic unul fără altul nu există. Pentru echilibru, pentru să echilibru. Toastăm. Da. Vreau să-ți mai pun o întrebare legată de... Hai, nu te ridica, lasă. De insula iubirii și după aia chiar să trecem mai departe, pentru că e foarte plăcută conversația asta. Vreau să te întreb, Sebastian, o chestie pe care i-am mai întrebat și pe alți oameni în privat care au fost acolo. Când te-ai uitat la televizor, te-ai văzut pe tine acolo, practic, da? Și cred că era prima ta experiență să te vezi pe tine la televizor. Mm-hmm. Vreau să-mi spui
cum a fost pentru tine? Și înainte să-mi spui, vreau să spun și de ce te întreb asta. Oamenii care se uită la noi, la Insula Iubirii, care s-au uitat, vin și spun, oamenii ăștia se duc acolo, freacă pula pe banii Antenei 1, beau, mănâncă, se distrează. Și ce mare lucru fac? Ori în momentul în care tu ajungi acolo, eu pot să spun pentru mine, să vezi că ești filmat 24/7, da, bei, mănânci, ai totul la discreție. Uh-huh. Dar pentru mine nu pot să spun că a fost un stres emoțional decât chestia asta, camerele peste tot, inclusiv deasupra patului aveam camere. Uh-huh. Inclusiv camera care zbătea pe cabina de duș, pe... Da, la Big Brother era, nu? Da? Știai că ești filmat mereu. Dacă nu ești o persoană care e deranjată de cum apare la televizor, să spunem că n-ai problema asta. Da. Dar totuși e un stres, mă gândeam pentru concurenție, e un stres emoțional, pentru că față de noi care, ca ispite, chiar puteam să spunem că suntem într-un soi de vacanță, uh-huh. Ei se duceau la Bonfire și la Bonfire venea Radu Vulcan, pe care îl salutăm și îl respectăm și îl apreciem. Venea Radu Vulcan și începea și îți scotea imagini și spunea, ia uite ce se întâmplă acolo. Și ce stil avea să le scoată. Mie mi se pare cel mai bun prezentator pe care îl puteau găsi ever pentru emisiunea asta. Da, îi se potrivește foarte bine. El fiind un actor foarte bun. Asta vreau să te întreb. Cum a fost pentru tine, Sebastian, să te vezi la televizor? După 6 luni, că e o schimbare totuși. 5-6 luni a fost decalajul între... Eram o altă persoană. Păi asta zic. După 6 luni de zile realizam ce mult m-am schimbat, dar încă nu eram copt în ceea ce urma să devin aparent. Și vedeam un băiat care credea că e bărbat și era atât de... Încercam să fiu bun cu toată lumea, parcă, și cumva simțeam că, bă, da, tu piciorul în prag, mă rog, am avut două momente în emisiune, dar atât, tu piciorul în prag, nu, tu da și nu ferm, nu, tu numai, tu voce mai tare, analiza puțin, nu, tu prea bun și prea nu tu, dacă are sens. Mm-hmm, înțelegi? Are. Și am zis, zic, bă, hai să vedem cum ajungem la o variantă mai bună, pentru că așa, unde mergi? Mă uitam la mine și zic, crezi tu că poți să fii artist muzical așa? Uită-te la atitudinea ta, la energia pe care o emiți. Poți tu să rupi o scenă de oameni public? Să fii artist pe scenă? Nu cred. Cred că dacă îți aruncă cu un măr în tine, s-ar putea să fii tot tu cel care își cere scuze. De unde atâta bunătate? Pentru ce atâta bunătate? E o bunătate neintegrată. Nu știi ce înseamnă bine-rău în tine. Tu nu știi ce înseamnă masculin, nu știi ce înseamnă feminin. Mă rog, multe chestii în spate, dar asta am văzut și atunci m-am privit cumva cu acceptare, cât am putut, acceptarea de la televizor. Care e foarte importantă acceptarea asta până la urmă. Da, ca să devii ceva sau ca să pleci de undeva, acceptă ce ai acum și mai departe vezi ce se întâmplă. Odată acceptat o umbră, înseamnă că o iei în brațe, vine aici tătică, hai că avem de vorbit, e interesant ce mi-ai povestit până acum, mergem mai departe. Umbra, integrarea, odată... practic, integrarea umbrelor de care noi fugim de... o mare parte din viața noastră. Corect. Și cam asta a fost să mă văd la televizor. Adică așa m-am văzut. Ai repetat experiența asta dacă te-ar suna producătorii și ți-ar spune, Sebastian, bine, tu acum ești într-o relație. A două întrebări am, de fapt. Te-ai duce cu iubita ta de acum la Insula Iubirii? Nu m-aș duce, dar știi de ce? Nu m-aș duce, nu pentru că vai, mi-e frică. Sunt convins că dacă mă duc cu iubita de acum la Insula Iubirii, tot vor fi niște chestii interesante și așa mai departe. Nu mai exclud nimic și așa mai... sau oricum. Ne iubim, whatever, dar nu asta mi-ar fi frică, ci faptul că îmi creionez acum un alt drum, am alte planuri și vreau să mă țin de astea. Simt că Insula Iubirii și-a spus cuvântul. Și-a făcut treaba. Ești, nu știu, nu zic, deci nu zic, nu... Ești recunoscător pentru experiență? Da, sunt recunoscut. Recunoștința eu acolo am învățat-o. Înainte mă mințeam pe mine, că mi le scriam pe foaie, dar le scriam de a le scrie și de a-mi bifa mie niște discipline neintegrate, dar acolo am descoperit recunoștința, acolo am descoperit conexiunea cu Dumnezeu, acolo am descoperit blândețea față de mine, față de alții, multe chestii, chiar. Acolo ai descoperit că în alea două luni, de fapt, nu te vindecasei? Nu acolo, mai târziu. Alea mai târziu. Ca ispită te-ai duce? Mi se pare interesant. Am visat, deci fii atent, am avut un vis. Am avut un vis. Merge ca ispită. Că am fost ispit acolo, da. Și că mă certa producția și că îmi spunea, nu e ok ce faci, trebuie să te decizi. X sau Y, pentru că amândouă sunt după tine și niciuna nu face nimic. Uite, Madalina e în relație. Madalina vine în cuplu și vii tu ca ispită. Ce zici, faceți? Nu fac asta, nu mă interesează teste de genul ăsta pe mine. Zi, stai așa, zi. Oare ziceam ceva, dar mai întrerup din nou ca de obicei. Te rog. Și nu mai știu ce voiam să spun. Nu te lasă termina, păi dacă mi-ai spus, da. Madalina mi-a spus că sezonul ăsta nu vrei să terminăm împreună. Știu, da, și atunci... Da, am auzit asta în episodul ce l-ați spus. Da, Dinu are tot felul de vorbe de-astea cu dus și întors
Și am avut surpriza amândoi să fim invitați la un podcast și așa emoționată ne-a întrebat fata, cum e să fiți un cuplu? Și noi ne-am uitat unul la altul, noi nu suntem un cuplu. De ce? Trebuia să noi nu suntem un cuplu decât profesional. Pentru că noi avem o chimie, noi doi ne-am văzut o singură dată. Dar chiar aveți chimie faină. Dar doar profesional. Ea a făcut presă, eu am făcut presă, ea e psiholog, eu sunt psiholog, dar ne-am întâlnit și am zis, hai să facem niște chestii mișto împreună. Și am dat drumul la podcastul ăsta fără repetiții, fără, amândoi am fost de acord că e un proiect mișto, discuții tabu, da, același vibe. Nu am repetat, nu ne-am stabilit ce vom vorbi, ne-am dus, am filmat. Nu știam nimic unul despre altul. A ieșit super. Super, bravo, mișto. Dar da, toată lumea, nu, deci, cred că în primele trei podcasturi, toate întrebările și, și în comentarii și în jur erau, sunteți. Da, mă, păi ce vrea omul să audă? Nici împreună, nici separat. Da. Da, oamenii vor să audă tot felul de picanterii de-astea în care să le gâdile lor urechile. La fel și emisiunile astea iau naștere tot pentru a hrăni ego-urile sau întrebările prostești ale oamenilor. Din punctul meu de vedere, toate emisiunile astea sunt făcute tocmai pentru a hrăni aceste programe, jocuri care de fapt strică relațiile. Mm-hmm. Pentru că toate joculețele astea de fapt n-au ce să caute în niște relații ale unor oameni maturi. Dar eu nu cred că lui Sebastian, de exemplu, Insula Iubirii a stricat relația. Eu cred că... Da, nu, relația lui Sebastian am decis, era Cristina stricată. Cristina, ca să-și construi, ca să-i să-l ajute. Simți că te-a ajutat de fapt emisiunea asta în final? Maxim, îți dai seama. Știi care e părerea mea din exterior despre emisiunea asta și relația reluată? Era fain dacă vedeai și emisiunea înainte de părerea asta. Nu, că nu vreau să văd emisiunea aia, sincer. Măcar sezonul cu mine și Dinu. Deci cum cred eu? Nu? Cum cred eu? Știi universul? Vine și te atenționează. Băi, băiatule, vezi că ceva e neregulă în viața ta. Ia el decizie, stau singur, îmi revin, nu știu ce. Și pe urmă se gândește el, ai mai bine o chem pe Cristina. Și universul zice, da, stai că vă mai trimit eu o lecție ca să te potolesc total. Da, și mai mare. Și sună telefonul, nu vreți voi să veniți la emisiune împreună? Că uite, ei mi-ai dat a doua șansă. Și zice, bă, da, mergem, cum relația noastră e tot mai bună, că eu sunt vindecat total, am chemat-o pe ea în viața mea și acum suntem perfecți împreună. Și vine universul și îți dă o mare palmă așa peste ceafă, zice, bă, băiatule, eu ți-am zis odată să-ți vezi de drumul tău. Nu e palmă peste ceafă, e șut în fund să mergi înainte. Dar așa în general, când alegi să mergi pe o cale, e bine să nu te mai întorci pentru nimeni de pe drumul tău. Oamenii care rămân puțin în urmă sau care și-au terminat misiunea în viața ta ca partener, da? Poate să rămână în viața ta. Eu vorbesc din punctul meu de vedere, da? Poate să rămână în viața ta, dar cu alt rol. Înțelegi? Episodic sau niciunul. Dar rolul ăla pe care l-a avut până în momentul ăla, dacă s-a terminat, înseamnă că și tu și el v-ați învățat lecțiile pe care trebuia să vi le învățați împreună din, știi, din combinația aia. Sau nu? Uite, vezi, are sens ce spui. Hai să mergem. Poate să fie așa cum spui tu și să ai o perspectivă de viață așa. Bă, da, nu, da, nu. Dar de multe ori, uite, o lecție la matematică, am ajuns cu jumătate de oră mai târziu, am învățat jumătate de lecție, trebuie să recuperez din urmă, fiecare are un stil propriu de a învăța. Ideal e să conștientizez dacă mai e de învățat sau nu. Eu când m-am întors în relația cu Cristina, mai aveam ceva de învățat, nu m-am dus de nebun că bă, acum am prinde bine din nou o parteneră. Da, nu, mai aveai de învățat că poți și singur. Într-adevăr, dar... Că vezi, nu trebuie să te agăți. Dar tot intuiția mea am urmat-o, deci cumva nu am simțit că am greșit. Nu, asta e foarte drăguț că ai urmat-o și hai poate nu mergem, se terminase total, cum ai zis și tu. Hai să mergem mai departe, pentru că mai avem mai cât avem de departe chestii. Vrei tu să mergi? Noi mergem până la capăt, până o să terminăm împreună, ca de fiecare dată, chiar dacă tu nu mai vrei să terminăm împreună, acum vrei să terminăm separat. Așa cum am spus la început, tu ești o persoană care caută un adevăr mai înalt în permanență. Vreau să ne vorbești puțin despre căutările astea ale tale, pentru că știu că ești pasionat de numerologie, de meditație, de continuă. Ce ai descoperit până acum din căutările astea spirituale pe care știu că le faci și ce crezi că din ce ai descoperit le poate fi util și altora? Dacă le împărtășești acum. Profundă întrebarea ta, o să încerc să găsesc un răspuns. O să încerc să găsesc un răspuns real mie, am descoperit că ceea ce cauți în viața asta te caută ulterior pe tine. Adică, dacă alegi în viața asta violență, violența te va căuta.
Legea rezonanței. Dacă alegi dragoste, dragostea te caută. Dacă alegi să emiți gânduri sub forma X către Y, Y va emite gânduri X către tine. Cumva, asta am învățat până în prezent, că modul în care mă raportez ca emitent vibrațional de om, de ce vreți voi, cam așa se raportează și lumea după la mine. Nu, îți răspunde universul, nu? Cu aceeași monedă, ca să zicem așa. Asta simt până acum. Simt că, bine, am mult bullshit și programe triste în mine cu care lucrez. Dar cu care care probabil voi lucra ani de zile. Dar nu mă las bătut cu ele, că am mulți bărzăuni, să zic așa. Care simt că nu sunt în acord neapărat cu ce vreau eu să țintesc. Dar am învățat măcar să nu-i mai bag sub preș. Uh-huh. Așa nu sunt ai mei. Ba da, frate, sunt ai mei. Sunt aici, îi mângâi. Îi adormi într-un fel. Nu-i adorm, absolut. Eu nu-i adorm. Eu îi țin lângă mine și las să vorbească. Pentru că când i-am adormit, s-a întâmplat uneori să fac zgomot și să-i trezesc și să uit că ei sunt adormiți în interiorul meu și să-mi frece toată viața. Așa că eu nu-i adorm. Uite, o să te uiți după emisiune la logo-ul meu pe care l-am ca Dr. Das. Mi-am făcut un logo în care am creionat sus, cumva mă intitulez în artă a fiind cel mai bun om rău. Pentru că mi-a plăcut tot timpul să oscilez între bine și rău. Lecțiile, când mă duceam mult în vibrație înaltă, atât cât puteam la vremea respectivă sau acum, învățam niște chestii foarte faine. Dar când coboram imediat în toate vibrațiile astea joase, lecțiile astea în discrepanța lor mă făceau să învăț mult mai multe lucruri. Și atunci mi-am dat seama că, bun, păi până la urmă ce fac eu pe pământul ăsta pe aici? Ok, discut, vorbesc, se pare că simpatic, zice XY că e ok ce fac. Ce vreau să fac mai departe? Vreau să-mi dau seama dacă prin ceea ce trăiesc eu pot să ajut involuntar, că nu vreau să fiu salvatorul nimănui, pot să ajut involuntar ceilalți oameni. Pentru că asta simt că cumva e în natura mea existențială. Băi, uite, mi-am dat seama, programul ăsta l-am de 9 ani în capul meu și în al 9-lea an, la 37 de ani, vă zice, dați și și-a dat seama și nu e că, vai, bravo, Sebi, nu, chiar e o chestie tare. Mi-ar plăcea mult să scot și eu prima carte la un moment dat, adică cumva mă văd în direcția respectivă să pot să ajut și eu aici, la fel ca și voi, cum pot cu cunoștințele mele. Asta învăț, asta fac. Muzica, după câte vedeți, îmi place să vorbesc. Dar foarte frumos. Da, e vorba... Ține de muzică pentru că îți faci un studio acum și spune-le și oamenilor unde te pot găsi și cum ai ajuns la pasiunea asta pentru muzică. Păi, când eram mic, aveam o gașcă de prieteni care ascultau hip-hop și se beau pe tur de bere în spatele blocului, clasic, 16 ani, no, ca toată lumea. Și ulterior, noi tot făceam freestyle-uri, beatbox și așa mai departe, a fost doar un hobby de moment, dar în timp am început să scriu poezii. Mi-a plăcut să scriu poezii. Oh, ce drăguț, am vis în poeți, mă. Da, și stai să ne vezi, stai să ne vezi când ne interpretăm poeziile unul celuilalt. Cred că noi trebuie să punem pe Mădălina la mijloc acum. Deci, rugămintea mea e să faceți o carte împreună și să vă văd așa unul în cap cu celălalt, știi? Da, vezi că am că se poartă acum, ai văzut preot, prezentator. S-ar putea să colaborăm la un moment dat, că uite, spun, dau puțin din casă. Acum când am fost la Sebi, la un penthouse foarte frumos pe terasă, am stat la povești, am cunoscut-o și pe partenera lui, un om extraordinar. Am fost și eu cu iubita mea și am stat de vorbă acolo. Hai, mă, el în sfârșit și asumat. Ia uite, gata, hai. Nu, mai gata, aici e ceva drăguț. Am stat de vorbă acolo foarte mult. Ai văzut că ai venit cu iubirea? Da, și la un moment dat, pe o poezie de ale mele, el a făcut un freestyle excepțional pe beat. Ah, ce drăguț! Da, muzica, sunt de părere că muzica poate să vindece. Categoric, și muzica transmite mult. Inițial mă gândeam, zic, bă, dar muzica mea parcă e cam melancolică, cam până când să-mi dau seama că asta e, ăsta e capitolul vieții mele, așa trebuie să fie primul album. Primul album se numește Dirty Paradise. E un album în care efectiv pun tot ce am adunat până acum, cu bune, cu rele. Da, mai drăguț, Dirty Paradise. Da, asta e conceptul. Lucrez la el, sunt independent în sensul în care durează. House Bizen, mi s-a părut foarte mișto. Pentru că e totul în contrast, la fel ca și el. House Bizen e un proiect secundar pe care încă nu l-am început. Îl gândesc de vreo 3 ani de zile în mintea mea. E un proiect tot așa de podcast, de discuții, dar cumva mai animat, în care haosul și zenul cumva să se unească și să facă ce au de făcut. Că până la urmă, dacă aduci haosul și zenul la un loc, sar scânteile la frumoase din care înveți lucruri. Și cumva biul l-am făcut sub formă de albină, pentru că acolo e mierea. Și albinele oricum fac parte din ramura asta spirituală, ele ca și... Da, nu știu prea multe, dar o să mă mai documentez când o să dau drumul la proiect. Și la următoarea discuție dezbatem. Haosul și zenul, ai nevoie de ambele componente, Ying și Yang, dacă vrei, uite că toți suntem vorbind de... Ai nevoie de ambele componente.
Și dacă vezi că e și îmbrăcată în negru și alb. Din păcate sunt mulți oameni care mor pe la 20-25 de ani și sunt îngropați abia pe la 80-90. Ai nevoie în viață să înveți din haos, ai nevoie în viață să tinzi către zen și când ajungi la zen descoperi că mai ai nevoie de un pic haos. Cred că nu trebuie să respingi nimic și uite, tu ai folosit o formulare foarte frumoasă în care mi-ai spus, am plecat de acolo, era haos în viața mea, dar în sensul autodestructiv, da. Și după aia am descoperit un haos care m-a ajutat să evoluez. Da. Uh-huh. Da. Pentru că eu cred că l-a acceptat de fapt. Știi, prima reacție e să-l respingi când te sperie puțin haosul, când vine așa avalanșe peste tine, apoi îl accepti și practic îți dai seama că haosul ăla e spre binele tău. Partea întunecată. Oricât ar fi de dureros, că da. Și eu am avut momente în care am stat poate 3-4 luni în întunericul ăsta despre care vorbește el, eu cu mine, și nu aveam forță să mă ridic. Dar în același timp, acceptam că trebuie să stau în starea aia, uh-huh. pentru că știam că doar din cenușe practic omul renaște, știi? Și... Da, oricât ar fi de greu, de dureros, de neacceptat, haosul are un rol foarte important în viața noastră, pentru că altfel noi nu ne-am mai bucurat de bine. Când te obișnuiești prea mult cu binele, nu prea te mai poți bucura de momente mici, de iubirea, de atenția oamenilor, pentru că ai senzația la un moment dat că ți se cuvin sau că fac parte fără muncă din viața ta, știi? Da, uite, eu am descoperit-o, în general n-am probleme cu nimeni, dar mai am aparent acum, observ. A început să mă deranjeze faptul că se promovează în mod obsesiv pozitivitatea. Eu pe mine, eu care sunt cu ambele, îmi place foarte mult să stau în ambele, mi se pare că e, prin faptul că promovezi atât de mult pozitivitatea și optimismul și partea plină a paharului și atât, tu de fapt îngreunezi viața oamenilor. Nu faci decât să bagi gunoiul sub preș. Și nu e ok să faci asta. De ce să nu vorbim și despre lucruri? Da, mă, sunt mai puțin plăcute, nicio problemă, dar hai să le vorbim. Sunt pentru și ele parte din asumă. Noi. Ce? Înțelegi chestia asta? Despre nimeni asta e asumă. Proiectul House Bizen cumva. Vreau să vorbim lucruri de genul. Da, ok, sunt și lucruri triste. Cu siguranță există ceva bine în ele. Și nu e nicio rușine să ai momente de tristețe, de depresie, de anxietate și așa mai departe. Nu e rușine să ai momente în care nu ai bani. Nu e rușine să ai momente în care, nu știu, n-ai prieteni. Nu e rușine în care să ai momente în care, cum ai spus și tu, nu mai ai un job. Da. Pentru că fiecare lucru se termină atunci când trebuie să se termine și ca să facă loc noului. Dar ca să primești noul în viața ta, tu trebuie să faci curățenie. Uite, știi ce am mai acceptat eu în viața asta? Am acceptat că, chiar dacă viața mea acum se află pe un plan ascendent pozitiv, uh-huh. am acceptat, acum când totul e bine, accept că e posibil să mai vin niște momente zguduitoare prin viața mea. Le accept de acum posibilitatea lor, astfel încât să nu mă mire pe mine când se întâmplă ceva, că vai cum, stai, că eram pe un trend super mișto, o energie bună. Nu, oricând se poate întâmpla orice, viața asta, dacă stai să te gândești, e făcută să fie ups and downs tot timpul. Că te afli acum pe valul de sus, ești un egoist fraier dacă stai și râzi de ăla că e în valul de jos și te crezi tu șmecher. Păi, sau invers, ești în valul de jos și te uiți la ăla că mamă ce bine merge și tu devii invidios. Iarăși fraier, nu-ți înveți lecțiile tale. Tu stai acolo integrat în tine, observă ce se întâmplă în jur și mergi mai departe. Cam atât cred despre eu asta că e, vorba, e da. Viața asta. Apropo de toate promovările astea pe pozitiv înainte, eu cu Dinu chiar avem o cunoștință, că nici amică nu mai putem să o numim, cu care m-am întâlnit o singură dată, că a fost suficient. Da, cred că trebuia să învăț și o lecție de m-am întâlnit și cu fata asta. Și îmi povestea ea mie, ceea ce mi s-a părut super greșit și greșit mi se pare că e și terapeut și transmită mai departe. Despre asta e vorba. Mi-a povestit că ea își dorește de la viață să fie o femeie întreținută, bogată și toată lumea stea la picioarele ei, da? Și ca să ajungă la acest, ca să-și îndeplinească acest obiectiv, terapeuta ei, o altă deșteaptă, imaginează-ți, i-a dat o listă cam atât de mare, cu tot felul de expresii de-astea pe pozitiv și afirmații, de alții le numesc mari psihologi. Mantre. Mantre, așa. Motivaționale de-astea, pe care ea le repeta de vreun an jumate, știi? Mm. În care spunea, sunt frumoasă, bogată, toți stau la picioarele mele, sunt prințesa lumii. Ego boost. Bine, puțin exagerez eu acum, dar cam în linia aia mergeau, da? Și spun eu, și cum te descurci cu ele? Eu deja eram ironică, adică deja nu mai aveam o discuție cum o am cu tine acum, da? Și spune, păi am momente în care eu mă plictisesc să le spun, că trebuie să le spun și dimineața și seara, înțelegi? Dar eu sunt pe terapeută și îi spun, băi, gata, m-am plictisit, și aia spune nu.
renunți la plictiseala asta și te apuci de ele. Și eu mă apuc de ele, pentru că eu știu că într-o zi va veni tot ceea ce mi-am propus. E ciudat. Este greșit asta, exact ce ai spus și tu, pozitivul ăsta dus la extrem prin motivaționale, dacă tu prinde nu le înțelegi. Prinde bine la algoritm și la public și la numere. Prinde, și oamenii profită de asta. Dar tu îți creezi niște false așteptări care de fapt te duc într-o depresie groaznică în momentul în care tu vezi că ele nu se întâmplă. Uh-huh. De ce? Pentru că tu nu înțelegi de fapt despre viață. Viața nu-ți dă ceea ce tu ceri decât dacă este optim și necesar acelui moment. Că degeaba îți dă ție viața acum 1 milion de euro dacă tu nu știi ce să faci cu ei, sau degeaba, cum ai spus și tu, îți dă o femeie cu un copil și o familie dacă tu nu știi ce să faci acolo cu ea. Da. Înțelegi? Așa că atenție cu motivaționalele astea, duce așa la extrema asta pozitivă. Într-adevăr, da, nu știu, ciudat. Mie nu-mi plac chestiile de genul și când le văd, le tai direct, spun omului în față, bă, nu e chiar așa, hai să fim oameni până la urmă, că putem să râdem, putem să plângem. De ce nu? Dacă aș face acum o pancardă și m-aș duce pe aici prin București și aș zice, haideți, vă invit pe toți să vorbim despre cât de frumoasă e viața și ce planuri frumoase putem să ne facem în viață. Oh, 20 de oameni. Hai să vorbim despre ce dubios a fost când i-a dat taică-te o palmă lui maică-ta. Nu e adevărat, nu e adevărat. De ce, mă, prietene, că dacă vorbim despre aia prima dată și înțelegem ce s-a întâmplat acolo și cum te-ai raportat tu la experiența aia vieții, vindeci acolo o pătrățică din tine și mai departe, când îți faci tu un plan al vieții din ăla super optimist, îl faci mai real și aproape de tine. Dar aici vezi, muncim, e fain că ne găsim oameni care să avem un scop comun. Cine nu e de acord cu noi, foarte bine, toată lumea are dreptul la fel și fel de păreri. Important e să fim asumați cu ceea ce simțim. Eu asta simt să fac, asta simt că trebuie să fac pe acest pământ și asta o să fac. Plus muzica mea, care o să vină, îți dai seama, că o să fie tare. Bă, dar tu vorbești de, eu vorbesc mult de optimism și de lucruri, într-adevăr, dar vine și muzica care îți dai seama că e dark și așa e faină. Dar o să ajute și chestia asta. Și, no, this is life. Mergem de unde înainte. Și expresia pe Instagram mereu iarba e verde, nu? Eu n-am mai postat de un an de zile, în aprilie. Da, în aprilie fac un an de zile de când n-am postat. Apucă-te și postează, că altfel nu ai cum să ajungi la oameni. Păi acum vreau să încep să postez din nou. Dar tocmai am luat pauza asta pentru că simțeam că dacă aș fi postat ceva pe Instagram, n-ar fi fost în acord cu mine pentru că nu știam cum mă raportez eu, de fapt. Și atunci am luat pauza asta și acum mă simt din ce în ce mai aproape de mine. Și nu scriu, băi, trăiești, nu trăiești. Am câțiva fani, uite, am o doamnă drăguță care și-a denumit băiatul Sebastian pentru că atât de mult a plăcut de mine la Insula Iubirii, încât a zis, eu vreau ca băiatul meu să împărtășească cumva valorile tale. Și zic, ce drăguț! What? Wow! Zic, ăsta e un mesaj pe care m-a umplut atât de mult pe suflet să-l văd, nu în ego, ci în inimă, zic, bă, feels good. Și am zis, mamă, tare, înseamnă că s-ar putea să fac niște chestii bune pe aici. Te-a văzut prin ochii ei frumoși și puri, ca să zic așa. Da, a fost drăguț. Cu aceste mesaje complexe, profunde și frumoase, ne-am apropiat și noi, am încheiat, de fapt, timpul, dar am mai lăsat puțin pentru că a mers foarte frumos discuția. Vreau să încheiem cu un mesaj pe care îl transmis, dacă tot ai vorbit de fanii tăi, fanilor tăi, oamenilor care te-au apreciat, pentru că sunt mulți și știm amândoi, știm toți trei, de fapt, că să mă rog, tu nu te-ai uitat la emisiune, dar sunt mulți. Un mesaj am pentru... emisiune aici, de ce să mă uit la ea, sincer? Mă, stai puțin, că uite, a pus pe ea că nu s-a uitat la Insula Iubirii, dar nici tu nu te-ai uitat la Insula Iubirii până n-ai mers tu, dacă e să o luăm așa. Da, dar... Da, dar vezi, de ce să cerem altora ceva ce noi nu facem? Blancă. Eu m-am uitat așa mai mult la podcast să văd un pic și cum vorbești tu și cine ești, pentru a cunoaște cu cine va fi interlocutor aici. Și mă gândeam că poate să uite și interlocutorul la Insula Iubirii să vadă. Dar eu acum, sunt puțin o femeie atipică, știi? Îmi place să fiu surprins. Știi ce e mișto la podcastul nostru acum, ai, când ieșim din falsa modestie și ne lăudăm și noi puțin? Tocmai exact asta, naturalețea. Noi niciodată nu ne pregătim, nu stăm de vorbă 12 ore înainte să filmăm, pentru că mergem pe ideea, fie dacă suntem doar noi doi, fie dacă avem invitați, ca fiecare să descopere live atunci, autentic, ce e de descoperit și să acționeze natural. Și fără... cum mai spun eu cu Dinu, și pentru că tu oricum înțelegi termenii, avem momente când intrăm în transă, efectiv, pentru că eu când se termină de filmat, eu nu știu ce am vorbit, cum am purtat și nimic, absolut ca nimic din ce s-a întâmplat aici. Exact. Ca și acum. Și cred că e mult mai frumos să transmitem lucrurile astea în funcție de ceea ce emite și interlocutorul și invitatul și așa mai departe,
decât să stăm să jucăm acel rol pe care oricum îl joacă foarte mulți pe Instagram. Știi? Vreau să faci tu finalul acestui podcast. Vreau să faci tu finalul acestui podcast pentru că eu știu că te încurajez să-ți faci propriul tău podcast și cred că ai avea multe de spus și eu cel puțin, și nu cred că vorbesc doar numele meu, l-aș urmări cu mare interes, la fel cum îmi face plăcere de fiecare dată să vorbesc cu tine. Însă înainte să te faci acest, să te las să faci acest final de podcast, mulțumim partenerilor noștri de la IT Exclusiv, care ne furnizează acest excepțional studio de podcast. Îți mulțumesc pentru faptul că ai venit aici și că am făcut această discuție. Eu îți mulțumesc că am învățat lucruri noi de la tine astăzi. Și te rog să închei acest podcast cum știi tu mai bine. Nu știu să închei un podcast, dragii mei. Mă bucur mult să fiu invitat la voi aici. Pare foarte tare ce faceți, îmi place energia voastră, îmi place ce se întâmplă, îmi place că totul e degajat. Până începe și podcastul meu și așa mai departe, o să mai dureze. Vă salut pe toți cei care mă cunoașteți și cei care nu. Sper că v-au plăcut discuțiile noastre de astăzi. Cumva, vezi, ceea ce e tare, n-am încercat niciunul de aici să facem ceva, să urmărim vreun interes. Ne-am dus cu un flow liber. Sper să aprecieze oamenii acest lucru și, ce să zic, stați aproape pe acești doi oameni frumoși care nu au relații sexuale, așa că nu mai dați discuții de genul în comentarii. Sunt foarte frumoși, eu îl urmăresc și pe Dinu cu ce facem online acolo. Interesant, nu le-am cu politica, dar de bine de rău te încep face să citești, le am, nu? Că mă uit și vreau să mă documentez și mă bucur că îmi deschid și astfel de perspective. Mă bucur că te-am cunoscut. Și eu mă bucur. Sper și să ne mai întâlnim la discuții și așa mai departe. Tabu. Dați-ne un like și un comentariu pentru că ne ajută mult în algoritm și hai să ne auzim cu bine data viitoare. Mulțumim mult de tot! Hai, Dinu, ridică-te!